Hello, hello, hai că două like, că un like, să-i dați bătaie! Haide să moară Gina! Ăla-i tată, îi dăm drumul cu direct cu muzica lui Venom, să moară Gina. Ia-uzi! Ăla-i tată! Ăla-i tată! Imediat îi dăm drumul, haide! Am primit și un dislike, mersi mult de dislike, trei țar, familia toată! Ăla-i! Imediat îi dăm drumul și la... Schimbăm scena. Începem cu muzica lui Venom. Ia uite. Blană melodia asta. E exact melodia noastră. Melodia de la mașină, să moară Gina. Ia uite. Ala e tată. Ala e tată, îi dăm aici pe live direct. Blană. Mi-am pus și căști la urechi să moară Gina, să aud un căști și să petrece pe aici. Îi dăm pe bătaie maximă, ia-uzi. Să spuneți dacă vă place melodia asta. Blană, mie mi se pare genial. Eu ce păr am în cap să moară, de-abia l-am spălat să moară Gina. Măi, mamă, ce păr am în cap să mor eu. Dar să-mi dau și sunetul mai încet în căști, că mi-a spart timpanele să mor Gina. Ăla-i tată, ca să mă aud și eu. Salutare, cum ai trașilor și bine v-am regăsit la un nou live stream. De data asta facem live stream în camion, în... cu mătru aici, V8, să moară Gina. Nu să veneam eu lumină prea puternică aici să moară Gina, ia. Ăla, ia. Ia uite-l. Yeah. Direct în Venom aici facem și noi un live stream ca băieții. Și m-a zăpăcit o muscă, bă, mai scap de o muscă fierară a dracu. Am amărât vreo două astăzi cu prosopul direct, bam. Înțelegeți voi? Și îi dăm și noi drumul la o poversioară, să vă spun aici ce pățănii am mai pățit eu la eveniment acolo, că n-am apucat să vi le spun. Am vrut să facem în seara aia un live stream, ci că v-am spus eu la premiere. Am zis că vă spun la... Salutare la toți băi, vă pup pe toți, mersi mult că ați venit aici, sunteți alături de mine. Suntem 80 de persoane, blană. Băi, trag vlogul, nu știu, o să filmez, nu știu, nu mi-am propus încă, vreau să fac ceva frumos, dacă tot, când vreau să mă apuc de înapoi de trag vloguri, cum v-am promis, o să fac ceva blană, vreau să fac ceva, un cinematic frumos, cu drone, cu toate chestiile, să ajung acasă. Și de-aia nu vreau să dau drumul la trag vlog până nu fac chestia asta, nu fac video la fain, așa, de prezentarea lui camionului, bam. Și hai să facem un live stream până să mai amânăm un pic cu video. Am zis că fac duminică, după ce a fost premiera, mai facem un live stream în camion, dar se pare că n-am mai făcut. De ce cauză? M-am dus să-mi iau și o pizza ca băieții, m-am dus și o berică ca băieții. Și cum vine vorba, m-a calat o ropera și m-am luat așa un pic, eram așa un pic mețit, m-am mai plimbat un pic pe acolo, începuse camioanele să plece din ele, multe din ele au plecat, dimineața mai eram vreo 6 camioane, ceva de genul, erau aia de la De Angelo. Ia stai mă, îți dau eu muzica asta mai ce trei, iar familia toată. Așa mă, ăla e și... Mă calat un pic tu oboseala. Vă dați seama, când stai toată ziua în picioare, te plimbi pe acolo, au mai venit cu metraj, au mai venit băieții de-ai noștri și am stat cu ei pe acolo, m-am mai plimbat, hai să mai venim un camion, hai să mai venim una, hai să mai venim alta și m-am dat oboseala. Salutare. Bun, una la mână, doi la mână. Hai să începem cu începutul, cum am ajuns noi, să vă spun toată pătărășania asta mea cu Venom, cu tuning-ul, cu evenimentul, avem de povestit o grămadă avem de povestit. Așa că luați-vă popcorn, luați-vă sucul, luați-vă berea. Berea mea și acum de la frigider să moară Gina. Mi-a și de la frigider berea acum să moară Gina, ca să beau și împreună cu voi aici. Dacă voi beți bere, beau și o bere, de ce să nu beau? Bine, mulți dintre voi sunteți minori, nu aveți voie să beți bere, dar eu beau. Sunt la parcare, la pauză până mâine dimineață, când o să încarc gabarit, pe trailer, ăla-i tatu. Bira Moretti, să moară Gina. Mie îmi place cel mai mult berea asta de la italien, Bira Moretti. Bun, hai să dăm drumul la povestioare. Am ajuns pe miercuri, joi,
Miercuri seara după masă am ajuns la Firenze cu utilajul la pe trailer și am născat joi dimineață pentru că macaraua era programată pentru joi dimineață. Eu am auzit de miercuri, am zis că e posibil să mă descarcă și pe mine, dar bineînțeles că n-ai cum la ăștia, pentru că ei când își comandă gen macaraua să se descarce, dacă vorbi joi rămâne, adică n-ai cum să vin, hai bă, că a venit ăla. Așa. Și salutare. Și căști frumoase, da, căști cu luminițe, să moară gine. Astea sunt căștile de la Bosfero, de la Alpine Express. Asta, bineînțeles, pe acolo m-am dus la supermarket, pe la Penny, pe acolo mi-am luat ceva unealtă de aleguri. Am descărcat joi dimineață. Joi trebuie să mai încarc ceva marfă pe trailer, dar s-a dus altcineva în locul meu să încarce, pentru că nu se știe dacă eu o să plec vineri spre casă sau nu o să plec. Bun, vă salut pe toți, salutare Alex, salut la toți băieții, vă, nu fac diferențe, dar haideți să, dacă vreți să vă povestesc care cum toate combinațiile care le-am pățit o săptămână asta, nu pot să vă răspund la toți și la întrebări și la interior, o să facem video separat, v-am spus. Bira Molete am găsit-o până ăla, hiperul lor, de la Scania. În fine, hai să vă spun care cum stă treaba. Și m-am dus direct la Dishu. Dishu e firma de tuning care aranjă camionul gen bulbare, inoxuri, dragi, inoxuri, țevile alea, inoxuri, bulbarele de inox folosite negru, electrostatic. Am ajuns acolo joi, după masă. S-au apucat băieții de treabă, forță, bam, 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 bam. Vinere m-am dus cu... am lăsat mașina acolo la băieți. M-am dus că un coleg de-al meu nu mai avea program, m-a trebuit să mă uit eu cu cardul, să mă uit cu cardul meu, să, cu mașina lui să încarce, a mers și el cu mine, am încărcat, după aia el și-a văzut de drumul lui, eu m-am întors înapoi la tuning și am stat până dimineața la 3:30, adică sâmbătă la ora 3:30 dimineața, am stat cu ei, eu îmi pusese deja băieții, le-am adus girofarele, le-am cumpărat de la Scania girofarele, girofarele, să mi le monteze, pentru că ce aveau eu acolo nu-mi plăceau, am pus pe Van, pe Batman girofarele și luminează foarte încet. Salutare. Și zic, bă, eu pale nu pun de la ei, vreau ceva mai bun să lumineze mai tare, că nu-mi plac cum... Ca designer arată foarte bine, dar lumina este foarte slabă. În fine, am dus la băieți acolo, mi le-am montat, nu-mi plăcea cum arăta, frate, deci nu-mi plăcea de nicio culoare, deci veneau suporții pentru girofare prea în față. Deci erau, aici erau, hai să vă arăt așa, aici erau proiectoarele, iar suportul venea undeva în fața, uite aici, la vârful ăla, undeva în față, așa, adică ești în față, nu-mi plăcea nicio culoare, bă, mi-a zis la aia, boss, lasă-mă, avea schela pusă în fața mea aici, zic, lasă-mă că mi le dai eu jos girofarele, le demontez eu girofarele care le-ai montat și dai alte găuri la suporții la girofarele, să le duc mai spate, mai aproape, mai lipite de cabine, cum vine vorba. Ei au zis, bine, fă ce vrei. M-am apucat de montează, dă jos girofarele, dă jos suporții, fă găuri în ele, vor mașina lor de acolo. Mi-am montat înapoi, mai chinuie cu ei, chinuială cu dește, uite, și acum mai vede, nu știu dacă se vede pe cameră. Sunt zgâria pe aici, pe mâini, am făcut coajă, m-am belit până la mâini pe acolo, în fine, pasiune, nebunie. Hai să beau ură, bere. Firma se numește Dishio Truck. Găsiți site-ul pe internet Dishio, D-I-S-C-I-O, Dishio Truck legat .it. Dishio Truck .it. Acolo găsiți toate produsele lor ce au la vânzare. Mi se pare că nu scriu prețurile, dacă nu mă înșel, la în fine. Așa. Băi, și ne-a chinuit masa în față de aici de la Parkbase. Deci de la nu aia de sus. Bineînțeles că și aia de sus ne-a dat bătăie de cap, pentru că suporții care mi-a montat, când dai drumul la ștergătoare, lovea ștergătoarele în suporți, a trebuit să dai tot suporții jos, modifică. După aia s-a apucat de masca, aici devine la capotă în față. Aia devine la capotă în față. Și ne-a chinuit, fraților, vreo 3 ore și ceva să montăm, pentru că nu s-a așezat niciun fel, pentru că ea e făcută din fibră de sticlă, nu se așează exact perfect dreaptă, cum e inoxul, cum vine vorba ăla, e fix, brut. Ăsta nu, frate, dar trebuie să decupăm de aia, ne lăsese pe mine capul, băieții au fost foarte calmi, jos pălăria, eu dacă eram, luam ciocanul și trăgeam una, nu mai avea răbdare, deja mă enervase maxim. Dacă nu era pictată, garantat nu mai puneam. Deci dacă nu era pictată asta de aici de la ștergătoare, garantat nu mai puneam, mă enervase într-un hal fără de hal.
Îți dai seama, era 3 jumate al României, frate, și nu terminase în mașina. Atunci am terminat-o, mai bine zis. Mi-a pus băieții și lumile în spate. Ia uite ce fac eu. Nu făcusem nici duș, nici nimic acolo, are un... E dușul unde e și WC-ul, miroase urât, nu pot să fac, de nu sunt scarandiv, nu sunt bulangiu, nu sunt dar nu pot, nu mă lasă inima să intru în hoitul acolo să fac duș. Nu am putut, deci nu am putut. M-am rugat la somn, zic, bă, nu mai mă duc. Îmi zisese de seara Dișio, patronul de la firma de tuning, că a vorbit cu șeful meu să mă duc la Radunu. Radunu e evenimentul. V-am spus, evacuarea nu o să mai fie la mașina asta până o să se duce garanția. V-am explicat de 100 de ori și vă să mai spun în continuare. Evacuarea la mașina asta va fi când se va duce garanția mașinii, pentru că pierzi garanția dacă faci modificări la evacuare. Bun, salutare, salutare. Zic, nu mai mă duc, mă, era 3 jumate. Zic, unde mai mă duc, mai am spălat eu acolo și cât am putut eu cu bidonul, cu dragi, cu laci, na, pe la gât, pe la sub braț, pe la alea. Și m-am schimbat în pijamale, m-am băgat la sun. N-am pus ciucea să sune în zi, nu mai mă duc mă nicăieri la niciun eveniment. Asta este, când mă voi trezi, mă duc la noi, mă duc la depozit la Brești și acolo, am pe cineva, mă duc la el acasă. Și nu mai mă duc nicăieri, pentru că n-are rost. Când ei mi-a zis mie că la 6 jumate trebuie să ajung acolo, 6 jumate al Italiei, 7 jumate al nostru. Deci doar decât 3 ore, nu frate, nu pot să mănc așa și nu aveam nici haine de-astea mai bune, aveam haine de muncă, cum vine vorba, da, trebuie să te știu un pic mai prezentabil pe acolo. Ce vorbim, mă, fraților, la ora 9 al României, 9 și 5 minute al României, 8 și 5 minute al Italiei, pac, 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 în ușă. M-am trezit, două perdeau într-o două parte, când mă uit, o cunoșteam pe fata aia, fata de la birou, de la firma de tuning. Ce dracu vrea, gândul meu pe moment, ce dracu vrea asta, mă, mcaternenea, știi, la ora aia, la ora 8 și 5 al Italiei, vine să bată ușa și zic, nu știu ce, în fine. Eu fi tata aia să monteze ceva, pa, barna. Deschid ușa și zic, da, buongiorno, buongiorno. Și zice că, vai că te așteaptă Andreea, e băiat, știți că în Italia numele Andreea e de băiat, nu e de fată. Te așteaptă Andreea la eveniment acolo, du-te, am vorbit cu el, să te duci să dezgăzi trailerul la noi în curte, în partea cealaltă, să vii să-ți dau o cafea și să te duci acolo. Bă, să-mi bag al dracului, ce să fac, mă, să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc. Nu știa ce să fac și pur și simplu nu zic, bă, n-am haine și eu mai frumoase și mai aia, am haine curate, haine bune, dar nu e calea care le ai tu dacă să te duci la un eveniment, doar cu... M-am mai dus acum la Alba Iulia, la o cămașă, la un tricou frumos, la alea, na, haine de muncă. Și... Bă, zice, mă duc, l-am sunat și pe șeful, el a zis, fă cum vrei, dacă vrei să te duci, du-te. Bă, mi-a mai dat încă un mesaj șeful, că du-te, bă, du-te, nu mai sta, du-te acolo. Gata, mă duc, m-am dat jos în mașină, mi-am luat pasta de dinți cu peliuța, cu prosopul, du-te la baie la ei, pa, 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 m-am spălat pe oi, pe dinți, pe alea, de ia cafeaua, m-am dus, am dezgățat trailerul la ele în curte. Radu Nanase, ai venit cu Cicero, sănătate multe, mersi mult de tot de donație, să-ți dai Dumnezeu sănătate, Radu Tănase, mereu ai fost cu mine aici și ai donat mereu. O să-ți dau, schimb ceva, te rog frumos în chat, că vreau să-ți dau, uite, pot să-ți dau direct de aici. Vreau să dau moderator, pentru că tu ai fost aici donator cu mult puțin cât ai putut să donezi, ai fost mereu aici cu mine și ai donat, mersi mult de tot de donație, ai primit din partea mea un moderator. Asta e că gest de... Na. Asta apreciez oamenii când mă ajută cu ceva și vreau să-i fac să fie mai în evidență, cum vine vorba. În fine, bun, m-am dus repede, m-am spălat, bă, zic, întreb pe aia, unde dracu e depozitul ăla? Vezi că merge în față, unde dracu, bă, mă duc eu acolo, unde o fie ăsta? M-am dus pe acolo, pe o barieră, vai de morțe, din fier. Zic, mă, s-o desfac eu, am dat-o jos, acolo am văzut o mașină lui Cristian, Dișio Truck, dragi, Dișio 3F acolo. M-am dus acolo, am băgat mașina, mamă, strâmpt în gust, dar mi-am amintea cu mașina pe acolo, să intru înăuntru, era mare, că era, dar porțile alea, pe unde intrai, niște porți înguste, mici. Am băgat mașina acolo, mama m-a lăsat picioarele, dai bătai. Îmi dăduse deja, Andreea, dăduse pe WhatsApp locația și dai bătai, frățioare. Mamă, toată lumea cu poze, făcea poze de mașinile mici, că n-ați dai seama, erau ca pe tractor acolo frumusețe. Și mi-a zis ăla, că dăm mesaj, că sună-mă când ajungi aici aproape ca să ies eu să te iau. Bine, boss. Ajung acolo, îl sun, uite, am ajuns, că bine, hai că vine acum la intrare, vine la intrare acolo, mă întreabă aia direct, că ce e cu tine aici, știi, am văzut și numărul de România, că ce e cu tine aici, și zic, uite, sunt cu băiatul de la Dișio, și zice, ok, m-a venit la mala, m-a băgat, m-a parcat acolo,
Bineînțeles că erau unii lângă mine cu niște stații, v-am mai zis-o și pe live, erau unii lângă mine cu niște stații, vindeau stații, calibrau stații, dracu, era o tarabă, o... vindeau stații, ce să mai... Și zi, m-a frecat aia de m-a găsit, dracu, că nu e bine acolo, că ei nu mai vinde nimic, că să dau mai așa, că să frec mai așa, că să dau mai așa, până la urmă a venit, a chemat și pe... Că... I-a întrebat, e bine așa? Da, e bine. După o jumătate de oră îl cheamă pe ăla de la... Îl cheamă pe ăla de la organizatorul la Grasu, care ați văzut voi pe live, care a decernat premiile. Cu mare plăcere, Radu, cu mare plăcere. L-a chemat pe ăla de la organizatorul, că domnule, ia cu stupi acolo. Bă, dar zic, ești cu capul, te-am întrebat mai devreme, dacă ai, e bine așa, acum nu mai e bine așa. Și, în fine, a trecut toată treaba, toată rășinia. Am fost, am făcut video, am făcut live pe acolo, m-am cunoscut cu și niște băieți ai italieni, m-am băgat în seamă cu ei, că sunt o să fie mai nebună, mai sociabilă și mă bag în seamă cu toată lumea. Văd acum, eu văd gesturile omului, dacă văd că mă evită, gen, nu înseamnă că nu vrea omul să stea de vorbă cu mine sau nu are plăcere sau, na, ce consideră acolo. Dacă văd că vorbește cu mine, e ok, mă bag și în seamă, stăm de vorbă, și eu cât știu și eu de bine italiană, plus mai gesticulăm, în fine. Și vorbesc cu șeful meu și zice, vezi că am vorbit cu Diș și o să-ți ia cameră. Să-ți ia cameră la hotel. Bine, boss. Cum să nu? Vine Dișu acolo seara. Îl întreb, boss, mi-a luat și mi-a rezervat cameră la hotel. Îi zice lui Andreea, Andreea, rezervă cameră la hotel. Caută la pe internet. Zice, bă, nu mai e nimic pe aici, cea mai ieftină. Uite, zice, bă, caută cea mai ieftină. N-am pretenții, nu sunt de la vreo la hotel de 5 stele. Caută cea mai ieftină. Ieftină cazare, vreau să fac duș asta pe mine, asta mă interesează cel mai mult, să fac un duș, să fie curat unde dorm, adică, na. Nu am nevoie de fițe, figuri, cu cine știe ce televizor, nici nu mă interesează televizorul, adică nu mă interesează nimic decât să am un pat, un să dorm curat și un duș, să fac și un duș. În fine, bine că ți-am găsit aici, dar e cam departe la 3 km. Ai, pula mea, ce să facem acum, până la urmă, dacă e la 3 km, ai, vedea cu ce venim mâine dimineață, că el pleca. Ăsta de la Dișu nu mai venea duminică. Am întâlnit că a venit Cristian, băiatul care e abonatul nostru de aici, a venit tocmai de la Parma pentru noi cu soția lui, sau viitoarea lui soție italiancă. A venit tocmai la Parma, 100 și ceva de kilometri, ca să ne coadă. A stat cu mine vreo 6 ore pe acolo, am mers, am mâncat împreună, un tip super de treabă, un nota jos pălărie, cele șofer pe camion. Și el m-a dus la hotel. I-am zis, bă, că mă trebuia la ce oră să-ți programez check-in, nu știi, la hotel. Zic, bă, pune până la 11, între 11 și 12. Bă, bineînțeles, fraților, că la aia, la ora 10 seara, 9 jumate seara, atunci venea lumea, fraților. Deci ca să vedeți ce nebunie au în cap, la ora 9 jumate veneau la asta, la festival să vadă mașinile. Oameni vizitatori, na. La ora 9 jumate seara, sâmbătă. Sunteți nebună cap să... Când am văzut la ora 10 câtă lume, ei nu venea să cred, bă, zi, n-ai cum, drag. Ziua n-a fost atâta lumea cât e seara. Ca la bâlci. Deci am plecat eu, am fost cu băiatul ăsta și cu soția lui, am mâncat. Am plecat eu la ora 11 jumate al Italiei, 12 jumate al nostru, am plecat eu de la mașină. I-am zis, bă, nu mai pot să mai stau, m-am luat obosera, trebuie să ajung neapărat, dormisem 3 ore jumate înainte cu o zi. Zic, nu mai pot să merg la cameră să fac și un duș, să mă bag la sun, că nu mai m-am luat obosera, nu mai pot să mai rezist, nu mai pot să mai stau. Bineînțeles că acolo era frățioara, e forță, tobe, lumini, boxe la max, i-am zis cum ce era acolo, discotecă să moară regina. Era câte unul chiar discotecă, cu jocuri de lumini, stânga, dreapta, din, din, boxele aia, che cantare, che bandare, să moară regina la ora 12 jumate, a plecat la 1 jumate al Italiei și nebună, 2 jumate, nu s-a terminat tot. Și că e la mare, la concert. La ei, asta e, nu, la ei nu le face nimeni nimic, frate, la noi, la nouă stingerea, haide! Bun, ajung acolo și mamă, cred că mă aude să moară, uite, să vorbesc mai încet, bă. Eu acum m-au gândit ca să la o parte, să moară Gina, cred că m-au auzit la până la capul satului, să-mi bagă al drept. Ajung acolo, mie mi s-a părut mie așa un pic dubios camera, că am intrat pe internet, pe Booking, pe alea, mi s-a părut mie un pic dubios acolo, că nu prea dădea informații prea multe de locație. Pă, Dugiana, dracu, pe afară, bă, nu prea e ok, bate ceva la ui să moară Gina, că e combinație, dar să vezi ce dorm eu cu un hangar, cu șobolan, cu termite, cu toate halea. Ajung acolo cu băiatul ăsta. Ajung acolo, zic, hai mă cu mine, vorbești mai bine italiană. Poate nu, dracu, nu înțeleg eu ceva, să vedem ce de ce aia. Ajung acolo, așa, ce vorbești, mă, mâncați? Bă, cred că era, cât am eu Lada, dacă pun Lada mea de la... Lada mea de la trailer, deci Lada mea de la trailer, de țin eu chingile și cu lanțul și toate alea, cu pun așa în picioare, era cât camera lui aia unde era la recepție, să mor dacă de mine.
Deci dacă pun lada aia în picioarea mea care se deschide o ușă așa, e ca un coșciug, dacă pun așa în picioare, era cât camera lui, atât avea de loc decât un scaun și un calculator, atâta. Altceva nu avea loc, avea un metru pătrat să moare măsa. Camera aia acolo. Niște brunețe dracu indieni de azi, sau ce dracu era, marochin, de ce dracu erau, nu știu ce era. Și zic, pentru rezervoare. Eu ce zic lui ăsta, bă, ia vezi mă și vorbește cu ăștia, că iau uite ce Dugheana dracu e aici, zic, vorbește cu ăștia, trăiți ar familia să anulăm, că trebuie că la booking îți cere și cardul. Știi? Și odată că nu plătești cu cardul, plătești chestia, dar îți cere și cardul pentru confirmare. Ei, și tu când bași cardul, dacă tu nu te duci, s-a tras banii booking-ul după card. Zic, băi, face combinațiile, ăla ia banii după card. Hai să vorbim cu el, poate rezolvăm într-un așa fel să anulăm dracu, dându ghiara să daci mâncați și gura ta. Cât vorbește ăsta cu el, îi spune lor dacă putem să anulăm? Am găsit în altă parte, mai aproape, chipurile, nu unde cum găsire nimic. Intru eu pe Booking, știi? Intru eu pe Booking, că nu făcusem eu rezervarea pe Booking, să făcuse băiatul ăla și nu știam dacă mai sunt și alte camere. Intru eu pe Booking acolo și dau în zona aia la Busoleni acolo, bă, nimic, frate. Bă, dar nicio cameră să moară gine. Era una la vreo 8 km, să moară gine. Vin pe jos, ajung, plec dimineața, ajung seara la 8 km, sunt nebun la cap. Zic, plec dimineața, ajung seara la aia acolo, și a frățioare. Și un pic mai scumpă camera. Bă, zic, ce dracu să fac, mă, na, zic. Nu văzusem camera cum era înăuntru, știi? Zic, hai mă, lasă-mi, zic lui Cristi, băi Cristi, lasă-mă așa, hai, asta e, ce-o fi, o fi, dă-o morții, m-au mâncat șobolani, asta e, m-au mâncat termitele, te sun să vii să mă iei de aici, să mă duci la spital, că m-a mâncat ligioanele, toate alea, lasă dracu, nu mai, nu la, hai să vedem ce dracu fi aici, asta este, 3 km, mâine văd eu, merg pe jos, iau autobuz, întreb pe aia dacă e autobuz, nu e autobuz, hai că e bine, că mâine merg pe jos, sper să plouă ca să mă facă fleșcă. Așa. Da, era și Trivago, dar vezi, atunci pe moment când am făcut repede, aveam instalația aplicația de la Booking și n-am mai împucat să mai descarc și pe aia mai durea foarte mult. Aurel Mircea a venit cu 10 euro la noi să dea Dumnezeu sănătate. Mersi mult de donație, Aurel Mircea, mersi mult de tot, de donație. Bă, dar stă mă și tu așa, trăiți armăt. Cum să facem asta? E invers asta? E invers, mă, asta? Da, mă, e invers, să moară gine. Gata. Bun, cotiera vorbeam. Și zilul ăsta, lui, că el nu înțelegea de cu română ce spuneam eu la zi, bă, trăiți familie, lasă-mă pe ăsta aici, ce o fi, o fi, asta e de la morții lui, nu mai stăm să mai, nu mai stăm să mai căutăm alta, că nu e, uite, nu e nimic în zonă. Și zilul ăia, fă factură, dracu, vreau factură pentru firmă, îmi trebuie factură. A, o loc că să vezi că stai așa, că nu știu ce, că la noi se face factura online. Că ne dai mail-ul tău și să o trimitem pe mail. Sau noi mail-ul firmei și trimitem factura pe firmă. Pe mail. Zi, bine, fă, hai, trimite pe mail, firea dracu, că nu face ea factura, bine. Zi, dar mie îmi trebuie ceva la mână, trăiți familia, mie îmi trebuie ceva la mână, că eu trebuie să fac pauză de 45 de ore la camion și mie îmi trebuie la hotel, îmi trebuie o chitanță la mână, pentru că am dormit la hotel. Mie îmi dai ceva la mână, nu-mi dai mie pe... Bineînțeles că a trecut o săptămână aproape să moară gina și n-am primit niciun mail. Vă dați seama că n-am primit niciun mail la până acum, deci m-am uitat pe mail pe fiecare zi. N-am primit niciun mail până acum, cred că vine cu porumbelul, cu cioara, cu ce morții lui a venit mailul ăla. Înseamnă că mai trimite o laie, nicio factură, mai trimite, m-am ales cu chitanța aia de ce am plătit acolo. Zic, dar mie îmi dai ceva la mână? Hai că scut, dacă m-a spus un chitanțier, de la pula mea, scris acolo, o zi, noapte, 69 de euro, 69 de euro, fraților. Am uitat să am omis asta, 69 de euro s-am plătit camera pe o noapte, fiți atenți aici. Nu face aia o foaie de nea, iau băi, noroc, băiatul ăsta, mă pup cu el, ba, ba, la, mă, nu ne-a la limba în curs, stați niște, ne-a așa, prietenește, știi? În fine, și deschid camera, mamă, când deschid camera, mă ia un val de la așa de nu știu cum să vă spun, de nervi, așa, a intrat dracii mine, și nebun când am intrat în camera, a intrat dracii mine, m-a luat nervi, toți aia, bă, toate alea, m-a luat nervi, zic, morții lui, asta închid ușa după înăuntru, zic, nu intră dacă vreau, era la parter, dacă intra, lua pe vreunul somnul la volan, că era lângă margine, a dormit, lua pe vreunul somnul la volan, direct peste mine în camera, ești nebun? Zic, asta e, fraților, ce să fie, asta e, dă, m-a luat valul ăla de nervi de înăuntru, că era ceva draci înăuntru în camera aia. Și zice, a, îmi zice mie până să intru în cameră, vezi că mai durează 5 minute să călzesc apă, că este că vreau să fac duș și alea, că mai durează 5 minute să faci duș. Bine, da, mă gândesc că are centrală, da, dau drumul, mă duc, primul când ce îl fac când ajung acolo în cameră, mă dezbrac și eu de bluză, era călduț în camera acolo, dau drumul la apă caldă, știi? Mă dau drumul la apă caldă, m-am gândit că e centrală, să moară gine. Zic, m-am gândit că e centrală, am zis, cum dai drumul la centrală, la apă caldă, la centrală, vine mai greu apa caldă, știi?
Na, vine mai greu apa caldă și dau drumul să vină după conduct. O vei avea traseu pe la Veneția, Milano, morții, până avea steaga, crezi că durează 5 minute. Ce vorbești, mă? M-a lăsat apa să curgă, m-am dus să mă dezbrac și eu de haine, să mă duc să-mi fac duș, fraților, că nu mai puteam. Mă duc înapoi la ghiuvet, acolo, păcă, bă, mână, apa tore. Ce putea de morții, mă, că de unde vine, mă, fraților? Vine din Franța apa asta, să moară genecă, că nu mai vine apă caldă. Mă, și când mi-arunc o chestie, așa, martai boilerul de 100 ceva de litri, să moară. Păi când se călzește ăsta, bă, trăi, iar familia 100 ceva de litri de apă, ești nebun, că e o cisternă de apă în aia. Când trebuie să mai călzește, mie să fac eu duș. Te-ai nebun la cap? Că l-a zis că are la boiler, are un ceas de la, de-ți arată temperatura și crește când, știi? Zozo apă caldă, de unde dracu zic, gata, mă, hai că am făcut și duș în seara asta, m-am mai pus. Și vreau să vă spun altă chestie. Zic, mă dezbrac, îmi fac și un duș, mă dezbrac în pijamale frumușel, pijamale scurte, cu mânică scurtă, bam, 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 că era călduț în cameră, nu era frig. Și zic, îmi trag și o pătura pe mine, ce pătură, că nu avea pătură, că care era pe pat. Și pătura aia de care era pe pat să moară Gina, mă, de ce că e de la boschetar adusă, dar eu cum doarmea în gară, în tren? Să moară Gina în gară când dorme pe bancă. A, era pătura să moară Gina pe bancă, care mi-a pus-o mie pe pat. N-avea cerceaf, era decât cerceaf fără într-adevăr. Era curat, nu pot să zic nimic, adică Dumnezeu și mă vede și nu pot să mint. Eu vă spun adevărul. Cerceaful era alb pe pat, fața de pernă la fel albă, curată, iar pătura neîmbrăcată în cerceaf. Era care de la boschetarea de dorme în gară să moară Gina, care se trage din pungile alea. Pătura aia mi-a pus-o mie pe pat. Hoit, mă, hoit, și ce a hoit? Mamă, zic, cum mă venesc eu pe asta, că mă mănâncă purici, mă mănâncă tot, dar începe și mă mănâncă pielea, mă scărpi cu cuțitul, ești nebun la cap. Zic, n-ai cum, frate, nu pot să dorm eu cu asta pe mine, zic, dorm îmbrăcat. Ai, mă, dorm îmbrăcat, unde n-am dormit în camion la mine, ca băiatul frumușel în pijamale, să stau jucat cu cerceaf curat ca la hotel și ca la ala, că dorma cine, îmbrăcat ca boschetarul, ca pe bancă. Ai, că e bine. Bineînțeles că am mai stat vreo jumătate de oră, 20 minute, jumătate de oră, m-am uitat pe comentarii ce mi-a scris voi, pe Instagram, pe toate chestiile alea, bineînțeles, pe ele ți-i jupuiți, păi asta m-am uitat, am omis, că deja când am văzut, v-am zis când am intrat în camera, că m-a luat dracii, avea dracii în ea camera, când am văzut-o deja ca pe reții, jupuiți, așa că grâcâiți. Era jupuiți, zice că a fost copii, zice că a fost bombardament, să moară Gina, hai că ne jucăm cu puțitilii să moară Gina, asta în care ne prindem unul pe altul, așa era grâcâiți pe reții, să moară Gina. Un dulap, vai de morții, televizorul nu l-am probat dacă merge, nici nu m-a interesat să văd dacă merge, cred că nu mergea. Și zic, bă, mi-e casete un pic până să mă bat la somn, că apa asta sigur nu se mai încălzește. Și că m-am dus după vreo 20 de minute, m-am zis că a stat pe telefon în pat acolo și-a frumușel, m-am uitat pe Instagram, m-am uitat pe YouTube și când m-am dus la apă, tot apare ce să mă alăgine, că aia nu se crescuse decât un pic acolo la boiler. Zic că fac mâine dimineață liniștit, bă, este liniștit, că nu mă grăbesc. Și zic, mă duc la frigider, minibar, să moară Gina. Bă, deci vă arăt pe aplicație să moră, dacă nu vă arăt pe aplicație, să vedeți că avea acolo minibar cu snacks-uri și cu morții lui, că e acolo minibar cu snacks-uri și cu alea. Și minibarul ce e? Frigiderul ăla de la morții lui, mic, care are înăuntru suc și apă și ce mai are. Trebuie normal să mai fie și ceva, dar nu mai e nimica. Deschid frigiderul ăla, zic, gata, mă, am pus două pahare acolo, zic, gata, mă, beau să moară Gina și eu un pahar de suc, de ceva, ce arește pe aici. Aveam așa un feeling că nu o să fie nimic în frigiderul ăla, dar am zis, hai, poate, da, poate minte, deschid frigiderul. Bineînțeles că frigiderul nu mergea, a deschis ușa, normal, la un frigider trebuie să aprindă lumina. Înăuntru poate nu mergea lumina, dar sigur nu, că nu m-a luat niciun val de la dărăcoare de înăuntru, că era un val de Sahara, acolo, că când am mai deschis, era pe ieși din spatele lui. Deschid frigiderul ăla să mă rogine, o sticlă de apă atâta, o sticlă de sticlă, dar nu din asta sigilată de la supermarket, nu, tată, apă pusă de la ei de la robinet, i-a băgat un dop din ăla de plastic care se scoate în afară și îl pui înapoi. Deci apa aia cred că era sfințită, era aghiazma, ai văzut cum ții aghiazma când ți-o se dă de bobotează, când se dă aghiazma și o ții un an de zile, așa era apa aia în frigider, cred că n-a băut nimeni, din ea acolo stă de un an de zile, avea și mormoloș și broaște și toate halea în ea. Pe cuvântul meu, dacă n-am să moară Gina, dacă nu așa avea. Zic, gata, mă, hai că am băut și apă, dacă e bine. Bineînțeles că acolo nu aveam să te duci să cumperi nimic, că dacă ieșeai din cameră mai mergeai doi pași de mașină peste tine, că era naționalul principal care ducea la Verona. Mai că nu aveai ce să cumperi de acolo, că să mănânci iarbă după marginea drumului, ca să te hidratezi. Da. Zic, gata, hai, las-o, gata, mi-a luat cheful, m-am îmbrăcat, am dormit cu bluza pe mine, cu pantalonul lungi pe mine, mi-a luat în jos șosetele, zic, mă înveles cu pătura. Când am văzut că e hoitul ăla de pătura, mi-a luat șosetele înapoi, hai că dorm în șosete, că n-ai cum să dorm fără șosete, că e răcoare peste noapte. Și m-am trezit dimineață, bineînțeles, n-am pus niciun ceas să sune, m-am trezit, țipar, ora 8, pac, țipar.
Mă duc la boiler, ziceam, vai zi, acum să moare măta, că nu-i dat tu. Dacă nu te-ai încălzit tu firea măta dracu de apa acum în boilerul ăla, bine, în jur apa degeaba, boilerul ăla, că nu s-a încălzit apa în el, îl dau jos de acolo cu topurul să moară genia, mă duc la mașină, iau levierul și îl dau jos în perete. Dă-te mor, si te de boiler, stau de 2 zile, pătesc, fac și un duș. Trăiți, asta era cel, că puteai să dormi în mașină. Deci era foarte ușor să dormi în mașină și mult mai curat și condiții mult mai bune și patul mai bun. Dar am zis, am preferat să fac și un duș. Asta era cel mai important, să fac un duș. Bun, mă duc la apă acolo, deja că sus la peste jumate, zic, a, să moare măta, să dăm noi sănătate, zic, ai că e bine, frățioare, fac și un duș, acum m-am dezbrăcat repede, dar ce se dezbrașcă, e să făcuse un frig în cameră, să moară Gina. La baie avea din ăla, cum să vă zic eu, pe perete, încălzitor de la, dar se aprinde alea, tuburile alea roșii, și trăgeam de un sfoară din aia și avea trei trepte. 1, 2, 3, se făcea ca reșou. Și dai drumul la căldură, mâncați-și gura ta, că morim de frig în baie aici, frățioare, mă iau bun, mă îmbolnăvesc. În fine, am făcut căldură acolo, am dat și drumul la aer condiționat. Bă, mergea aer condiționat. Jos pălăria, mergea aer condiționat, am dat pe 30 de grade, direct să facă căldură în cameră, că nu mai putem de frig. Zic, ies dezbrăcat acum din baie, direct în sufragerie sau ce dracu morților era dugheana aia acolo și așa și mă ia frig. În fine. Bă, nu vă citesc mesajele, lăsați-mă să povestesc că mai uit. Dau drumul la apă caldă, mamă, încep să mă fac și o duna. Cum face de fiecare duș? Zic, după ce fac duș frumușel, mă bărbi că să mai moaie barba asta care nu o am de oricum, dar zic, să mai moaie un pic, să mă bărbi și mă fac și o freșca băiatul. Bă, nene, mâncați-și gura ta. Deci curgea apa aia de la duș, mă spălam. Bă, și deja ajunsese apa la glezne, ești nebun la cap. Când mă uit în jos, să moară, cine mai avea, cred că să zic, mă, o palmă așa, o palmă, și intra înăuntru în cameră, în partea alta, deci era făcută a napoda scurgerea la că era sifonul la jos aici. Și nu era cabină de duș. Era dușul direct în baie acolo, știi? Adică dacă vă stropea, era unul la WC, dacă era nevastă mea sau, zicem, că deci 2 inși acolo la, când bă, să stătea pe WC sau ce făcea, să bărberea, când te făceai duș, era și pe la spate, era toată baia plină de apă. Trebuie să apă până la glezne, să moară genul, abia curgea până sifonul ăla, și să ducese încolo, să ducă direct în cameră. O, lo, stai așa, să mai oprim apa, să mai scurgă întâi, că e problema mare, să duce direct, iese până afară, să moară gine. Zice că să fac piscină în baia aia, nu mai era de făcut duș, mă spălam și toate mizeria era pe picioarele mele înapoi, că era până la, aproape până la genul, zice că e apa. Zice că intri în piscină, să moară gine, în dușul ăla, de la catranul de duș. Până la urmă am făcut dușul, l-am lăsat să scurgă, am mai turnat iar, dădeam un pic drumul la apă, să mai ducă spuma aia și cu toate alea, mai lăsam un pic să mai scurgă ea, mai dădeam drumul un pic la apă, când aveam nici papuși, îți dai seama, nu mi-au luat papuși la mine, dracu, că le aveam în camion. Cine dracu să gândea că e pava aia de cameră. M-am dus frumușel, m-am bărberit și eu ca omul, m-am făcut fresh, mamă și zice de seara, vezi că dacă nu e nimeni dimineață, lași cheile în cutia poștală, uite cutia poștală aici, lași cheile acolo, bine, deschid ușa, mă cui ușa pe afară. Când mă uit, pula, nu era nimeni. Bă, nimeni, bă, frățioare, deci puteam să dau cu tunul acolo, frate. Iau, să car mobilă, să cardă, nu, dar bine, ce mobilă? E că de-aia nu le lasă, că zice, dă trecut, că e un pat de morți, de pacă le 3 euro, 4 aici, nebun la cap. E făcut în două scânduri și o saltea deasupra, și aia e mizerabilă, și că am pus cerceaf și e curat, da. E că făcea mai mult cerceaful decât salteaua, să moară gine ca preț. I-am pus dracu panara mai acolo, așa, și ce mă gândesc așa, mă uit așa în zare, hai gogule că avem 3 km de bătut să moară Gina, așa pe pedeți, pe marginea drumului, pe național, stai să vedem, mă, poate ne ia pe vreunul pe capotă, să vedem ce mangem noi, o zozul la concurs. Cu geanta în spinare, cu hainele murdare, cum vine vorba, cu geanta în spinare, hai că aia, ca țiganul cu cortul să moară Gina, hai de frățioare să mergem la mașină. Da, așa tiptil, tiptil, pa, bam, bam, mai mă uitam pe stânga, mamă, ia uite ce dă zi kiwi, ia uite ce dă struguri, ia uite ce dă hale, hai că am ajuns la mașină. S-a făcut, era, am plecat, am făcut cam vreo 27 de minute și nu vă mint cu nimic, vă arăt dacă vreți să vedeți că am ceas la, am avut ceasul la mână și am făcut 2,8 km. Înțelegeți voi? 2,8 km am făcut de acolo până la zi, până la mașină. Am ajuns la mașină acolo și am lăsat și bagajul. Și zic, mă, o să-mi iau cafea, că n-avea de, acolo n-avea de unde să cumperi cafea. V-am zis că era acolo, ieșeai din cameră la 2 pași de aia național, deci n-avea ce să bei acolo, era un cam, eu și cu cerbii, lopătar mai eram acolo, să moară gine, că mânca care, sau și ciorile alea care mânca din kiwi sau ce trebuie, mânca acolo, altceva nu mai era nimeni. Bun, ajung la mașină acolo, v-am zis, îmi las un bagajul frumușel și mă duc să-mi iau cafea, zic, mă duc să-mi iau cafea, dar nu mă duc la bulangerii la cafea aici, vă spun imediat, care, că mulți din voi n-ați fost pe live-urile alea atunci.
Bineînțeles că înainte cu o zi am mâncat și ca om, că era acolo bâlci care cum e, sunt la zilele orașului, până la orice la noi în România sau pe la bâlciul ăla, pe la țară. Sunt ăștia cu grătare, cu mici, cu cârnați, cu drecu, ce mai la ăștia nu au mici, aveau cârnați, aveau coaste de porc, aveau pui la rotisor, hamburger, astea le avea acolo. Și mă duc și eu frumos, bă, zic, mi-a făcut mie că bă, zic, dacă mănânc pui la rotisor e mai ieftin. Înțelegeți voi? Și cu cartofi prăjiți și o beric ca băieți. Dacă mănânc cârnați, cine dracu ce știe ce, din ce fi făcut, din carne de caldă, nu știu în ce fi făcut. Coastele alea cred că sunt un pic cam scumpe. Na, fiecare se uită la bani, frate, să fim vorbind pe realitate, nu o dăm pe manglele, că ia uite ce șmecheri sunt. Uite, uite și noi la bani, să umflăm mațul ca să... Na, nu puteam să scot acum din frigider să mănânc pe sus, pe rezervor. Hai să fiu și eu, na, să fiu și eu băiat, emancipat. E mai bine mâncare la mașină. M-am gândit eu mai bine. Am făcut așa un calcul sumar și ieșea mai bine la mașină. Îmi pune la o jumătate de pui la rotisor, care pun în supermarket de 3 euro jumate, o porție de cartofi, câte pachetul de țigări să mă arăge atâta era, câte pachetul de țigări, așa cam așa de înaltă, mă dă într-un cartof, ieșea o porție. Deci într-un cartof din ăla așa mai mare, câte pachetul sunt un pic mai mare, așa ieșea o porție de cartofi, atâta era porția. Bă, nene. Ce vorbești, mă? Dau drumul. Mă duc acolo la casă, îi spun, pune, iar cartofii, berea și cu jumatea de pui la rotisor. Cu de 10 euro. Da? Cât? 15 euro. Mai, ma. I-am dat cardul, a început și cardul să vibreze în mână, că era frică să moară Gina, așa făcea cardul în mână, să moară Gina. Aoleu, 15 euro să moară Gina, o jumătate pui la rotisor, futul în gură, zici că i-a dus din Afganistan, a venit pe jos, al dracu până aici, înțelegeți voi, și a dat mâncare, o vagon de mâncare de la puiul ăla, și cartofii ăștia a dus din Afganistan, din Chirichitumbia, să moară Gina, 15 euro și cu berea. Berea, aici că ai făcut bere la pahar. Cum e berea la noi la pahar 4 lei, se moare Gina cu era 5 euro. Mă, 5 euro, 200 și ceva lei, o bere la pahar. Mă, la pahar. Haide, mă, să mâncăm. A zis, se moare mama, nu mai mâncat la ăștia, e prima și ultima. Mai bine mă și mi iau de la supermarket un colț de pâine, mănânc gol, să moare Gina, dau cu un pic de majun pe el și aia e decât să mai dau la ăștia 15 euro. Duceți-vă, re. N-am mai mâncat atunci, a fost nici cafea, nu mai luat de la ei, n-am mai luat nimic. Să nu-i mai văd. Și seara a venit băiatul ăsta, Cristian, a zis, hai mă, să mergem vis-a-vis. Deja că mi-a zis Cristian mie că să mergem vis-a-vis, am văzut un restaurant acolo, deja mă gândeam la bani, era iar 15 euro să moară Gina. Hai să vezi acum că stau pe weekendul ăsta, cheltui 200 de euro să moară Gina pe mâncare. Ia uite, frățior, că 200 de euro dacă îmi iau un palet de mâncare, ești nebun la cap dacă mă las super mai. Un palet de mâncare îmi iau de 200 de euro și vezi acum că mă duc eu de 2 ori la restaurant, să vezi ce șmecher sunt eu, 200 de euro să moară Gina. Înțelegeți voi? Deci stai să vezi acum ce dă eu 200 de euro. Și aici, bă, ești invitatul meu, eu plătesc, atunci dacă plătești, o să mâncăm, tată, nu e nicio problemă dacă e vorba pe așa. Nu, m-am glumit, înțelegeți voi. Era normal că îmi plăteam, nu era nicio problemă. Cât putea să fie o pizza, dar o morții, dar nu fi 20 de euro pizza, dar o regulă aici, îi dădeam cu ea în cap, nu te trec cu pizza, dacă... Bineînțeles că am luat meniu și m-am uitat de la preț. Hai să vedem ce prețuri sunt acolo, așa că vedem noi ce mâncăm cea mai... Dacă era margherita și 8 euro și la era 12, l-am mâncat margherita, cu toate că nu mă, eu mănânc cu toată stagiune, obicei să capricioasă la mă, asta e mai tăiem în carne, dracu, dacă e bani mulți, dar ca băieții, nu te gândești tu, mâncăm pâine cu brânză, dar să dracu, nu e problemă. Da, mă, fraților, așa este, nu mă, stai liniștit că plătesc eu, gata, fratele meu, dacă plătești și mâncăm cu toată stagiune și cu bere la halbă, să mă arăt de vești, tu ce bere e acolo, și să nu fie scumpă. Bineînțeles că berea era vreo 3 euro jumate la restaurant acolo, dar băieți, bă, băieți, bere rece, mâncate arenea, băi, deci când a pus halba aia, halbă, deci halbă mare de o jumătate de litru, când a pus-o pe masă, păi curgea brumă, după aia mă, ești nebun, nu paharul ăla de boschetare în pula mea la 5 euro, ești nebun la cap, bere la halbă, 2 euro, 3 euro jumate sau 4 euro ceva, bă, dar la halbă, bei altfel dăm pe halba aia, frățioare. Și... Băi, m-am dus la hotel acolo și frumos, a doua zi m-am dus la, mă întâlnisem cu italienia, zic, mă, să-mi iau o cafea. Știam că e bar acolo, că fusese să-mi iau țigări. Mă duc să-mi iau o cafea cu un corn frumos și ca băieți. Și când mă dau acolo, găsesc pe italienii care mă prietenesc cu ei. Oh, ce faci? Salut! I-am povestit cu camera ce am găsit eu, camera de tot căcatul. Și
Mi-a zis că a stat foarte bine, cameră, hotel de 4 stele. Hai că voi a stat la 4 stele și eu am stat la minus 1, 3 bar, familia toată. Mai să mă mănânce și șobolani și toate guștierea pe acolo, drept. Și am un cafea cu ei, după aia a stat cu ei, a venit și patronul să trezeze și el, m-a luat cu ei la masă, a zis că făceam live, a făcut live duminică atunci când mi-a zis că mă duc, să mă duc cu ei la masă, m-am dus cu ei la masă. Bun. Și duminică, premierea. Mamă, premieră să mă la cine, puteți să vedeți, aveam live-ul, e rămas, nu, să ai o claritate foarte bună, ca și video, cum nici ăsta nu e, pentru că, na, asta este cameră, n-avem și noi bani de cameră deocamdată. Când o să ne facem și noi mare, o să cumpărăm o cameră web mai bună. Și premiere. Mamă, premiere. Toată lumea. Asta și un pic cu gen suspans, așa. Nu sus de gen suspans. Asta un pic cu emoție. Ai văzut că ți-ai dorit să câștigi. E normal să te dorești să câștigi. Că e un... Nu e neapărat ca și premiu, că nu s-au dat premii. V-am spus că nu s-au dat premii acolo ca și bani sau, să zicem așa, produse, gen cauciucuri sau acum am câștigat cu Venom, cu Batman la Best pictura, Best, nu mai știu cum îi zice, morții lui Best. Am câștigat două cauciucuri Bridgestone, care sunt ceva bani, na. Acolo nu se dădea nimic, era vorba de fai mai, care o câștigai când îți dădea diploma aia, și era o diploma în ramă, frumoasă diploma, era vorba de fai mai. Și asta și un pic cu inima, ca așa trăiesc mereu emoția aia când e vorba de festivitatea de premiere, când dorești una. Până la urmă m-am dus acolo ca bostitară, dar nu am fost nici supărat, n-am plecat nici supărat de acolo ca să zici, bă, am plecat acolo dezamăgit sau eu știu, chestii din astea. Aș vă mai dat un pic drumul la venă, mai aici să nu mai auzim. Și e o bucurie, da, cum mai zice și George, e ceva fain când câștige, nu știu, nu știu, poate și voi, așa, un best paint. Și voi ați trecut pe momentele alea când ați fost premiați cu ceva anume sau aștepți decernarea sau ce mai și câștige. Na, emoția aia, în fine. Bă, și când zice la Best in Show, da, a fost premiul la ei acolo. A zis, înainte să ia Best in Show și a zis pe ăla de Franța, a zis Scania ies cu axă triplă, cu dragi culoaci. Și am văzut că vorbește la Franța. Eu nu le cunoșteam, nu-i cunoșteam după fizionomia feții, că alea lui ăla, alea lui ăla, nu-i cunoșteam pe, sau după nume, nu cunoșteam mașinile. Îți dai seama, ei mulți din ei se cunoșteau între ei acolo de mulți ani că se întâlnesc. Eu nu cunoșteam pe nimeni acolo, abar n-aveam cine era. Vorbeam și cu... Mai venit în niște cumetrate, nu știu, duminică la decernare, putea să pună, de exemplu, bă, ei au știut, bă, cine câștigă, ăla, ăla sau ăla, ăla și ăla. Putea să facă niște poze, că am zis că era un televizor în spate imens, un ecran imens, și putea să pună și poze, bă, uite, a câștigat putărică. Și punea poze în spate, ca să ne dăm și noi seama cine dracu e ăla, că habar n-am mai mă uită, că curca în lemne. Îl striga pe ăla, 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 striga pe ăla și pe ăla, dar eu habar n-am mai cine e. Și... Băi, față, când a zis ăla, a strigat pe ăla și a zis că e de Franța să moară Gina, când am văzut italienii că ce față făceau și se dădea cu atât unul altul și vorbeau că cine e ăla și ce bușburău, de eu între ei acolo și vorbeau eu acolo între ei, mâncați și gura ta. Deci a fost cea mai mare bucurie a mea să mor eu, dacă te minți. Deci era cea mai mare bucurie a mea să moară Gina, când am văzut că a câștigat altul decât ei italieni între ei, cu 100 de milioane de inoxuri și 100 de milioane de luminițe și de alea. Cea mai mare bucurie a mea a fost să moară Gina. Pe cuvântul meu, mă bucur că a câștigat francezul ăla. Moară Gina. Și a început să mai dea premii, putea să dea și mie un premiu, că pot să vă și arăt, dar nu pot pe calculator aici să vă arăt, dar vă arăt ca să nu ziceți că mint eu, că sunt bulangiu și mă laud, că eu știu că nu fac chestiile astea să mă laud ca vaca singur, știi? Deci uite aici, intrați și voi pe larena.it, da? Uite, asta e, stai mă, că a băgat asta reclamă, să moară, mă, de du-te, rec. Deci la arena, ia, să vedem, să vede. Să vedem, mă. Deci e un site, și mai sunt mai multe, dar trebuie să le caut. Presa lor locală, presa de camioane specializată. Uitați-vă și voi cine e pe prima pagină să moară Gina. Deci uitați-vă și voi cine e pe prima pagină să moară Gina. Dar ce camion e pe prima pagină? E Venom? Și nu mi-a dat și mie nimic bulangie. Dar asta este, nu e nicio problemă. Deci pe prima pagină, la orice căutați de Raduno din la Busolenco, să vedeți camionul meu, da? Pe prima pagină. Deci nu vă mint eu, puteți să căutați voi singuri. Raduno Busolingo 2019. Să vedeți cine e pe prima pagină. Puteți să-mi dai și mie bulangie, dar asta este. Dar au dat în trei acolo, habar n-am, mi-e treaba lui, nu mă interesează. Să le dau Dumnezeu toate să-și vadă treaba lor acolo, nici nu mă interesează. Am câștigat și eu, am și o... Ăsta era de participare.
Și asta e că am câștigat, că am participat. Uite. E diploma de participare, gen. Da, e un palmares cum vine vorba, intră în palmaresul mașinii. N-are mașină decât 2000 ceva de kilometri, să... Deja am fost la eveniment, deja le-a pus pe prima pagină. Eu zic că e ok, din punctul meu de vedere. Acum, na, ce să vă zic? Eu zic că e foarte ok. Da, și au fost așa supărați la un moment dat, că după ce am încheiat live-ul de... Hai să dau muzica asta mai încet. După ce am încheiat eu live-ul cu voi de la decernarea premiilor, de la premiere, deja am început să ia la harță mulți din ei acolo, eram eu lângă ăla grasul care a prezentat, a dat premiul un organizator, cum să zicem așa, și deja am început să ia la harță acolo. Am început să ia la harță că nu e ok ce a făcut, că e ultimul an, ne-a spus cealul ăla acolo, e ultimul an când mai vine, ceva de genul, că chestiile astea au ajuns discuții și acolo, știi? Asta e treaba. Bun, acum hai să trecem și la întrebările voastre. Am terminat ce aveam să vă spun cu escapada asta mea de weekend. Văd că am primit și 5 dislike-uri. Mersi mult tot de 5 dislike-uri. Să vă dea Dumnezeu sănătate, este șmecher de tot. Salut, eu sunt băiatul care te-a salutat atunci cu Batman când ai oprit în stație. Aha, da, Geo, da, am înțeles. Salutare. Da, eu recunosc, da, cum zice și George, eu recunosc și de partea, e ok. A, tu ești, stai așa, Vlad? The Black Gamer, tu ești Vlad? După Instagram, dar vezi că nu e taică-tul ăla cu... M-am interesat, băiatul, bă. Salutare, băieți. Cum te cheamă? Victor, mă, nu Vlad, Victor. Dacă tu ești Victor, vezi că m-am interesat și nu e taică-tul ăla, nu fi bandit, că e un prieten al tău. Sunt oameni că m-am interesat, am vorbit cu ei. Nu fi bandit. Mai știi Italia? Da, știi Italia, trebuie să-l cărăbă de la TLSQ, niște utilaje, gabarit. Se numește site-ul unde putem vedea camionul. Nu știu ce site. Camionul puteți să-l vedeți pe Instagram la mine, Grasul Tatai, căutați pe Instagram. Da, Victor, da, am întrebat și nu-i camionul lui taică-tu, nu-i taică-tu. Am înțeles, Norbert, salut. Băi, n-am cum să vă arăt cabina, că eu sunt în camion și am webcam-ul pe laptop, n-am cum să vă arăt cabina. Dacă vrei să vezi cabina cum arată pe exterior, intră pe Instagram, că găsești poze acolo. Nu sunt cu Bluetooth, sunt cu fir, nu vezi firul? Uite firul aici, sunt cu fir, nu sunt Wi-Fi. Ce motor preferai în afară de 580? Bă, mi-a plăcut 650, deci asta era 650 sau 580, nu ar fi vrut 730 pentru că nu-mi place 730, nu în sensul că e foarte forțos motorul, e foarte șmecher, dar se aude mai frumos, se aude mai AV8, 73, ăsta 580 și 650, se aude altfel. Mersi mult, Alex, de apreciere. Trebuie eu la numesc toți, credeam că știi. Stai că mi-au luat numesc toți, că încă, nu știu, habar n-am. Nu e nicio problemă, Andrenica, nu e problemă. Da, e bună berea, îmi place asta, birea Moretti e blană. Blană? Mersi mult de apreciere, Cristi. Hai să facem așa un pic, o paranteză, să zicem așa. Să facem așa un pic o paranteză, pentru că mulți m-ați omorât pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, că era mai frumos Batman decât Venom. Fraților, din punctul meu de vedere, eu vă spun că mie îmi place să spun realitatea, hai că am avut și eu căci dacă e, hai să conectez înapoi. Mie îmi place să spun realitatea și eu spun lucrurile pe față, că așa mi se pare normal. Sunt două lucruri diferite, Venom și Batman, două mașini diferite. Batman a fost prima oară făcut mașina aia în firmă, e o temă foarte arhi, mea ultra mega cunoscută, care are foarte puține
culori, să zicem așa, iar Venom e altceva, un pic într-adevăr. Eu spun lucrurile pe față, v-am spus. Într-adevăr, pe partea stângă, deci pe partea stângă unde s-a exagerat un pic cu culoarea, în primul rând cu albastru și cu... E un pic am încărcat. Într-adevăr, le recunosc și le spun și eu. Adică, îmi place să recunosc lucrurile, nu mă dau în stambă. Pe partea stângă e un pic încărcat. Și cam unul singur trebuie să mai scoată de acolo. Sunt patru pe laterală și deja un pic în... încărcate. Dacă ca și execuția picturii, jos pălăria, deci nota 20. Dar fiind un camion nou, fiind un camion care nu v-ați obișnuit cu el, așa era și vorba, așa era și Batman. Când am ieșit el pe stradă, unii ziceau hă, unii hău. Înțelegeți voi că ea e urâtă ca era mai frumoasă înainte. Până să învață omul cu ea, știi? Adică e un lucru nou. Cum a fost și Scania. Prima oară când a apărut Scania, mamă ce urâtă e. Prima oară când a apărut Volvo, mamă ce urâtă e. Și după aceea toată lumea, a, e frumoasă, nu? Înțelegeți voi? Sunt niște lucruri care ușor, ușor se formează ochiul și ușor, ușor din displacere place ochiul. De exemplu, mulți a fost când am făcut eu prima oară pozele, când s-a făcut pozele prima oară. Sta cu geamul deschis la maxim și cu mâna pe geam, ca să nu știți că fumez în camion aici. Eu mi și un pic de fum aici, dar în general iese afară. Ca să vă spun ca idee, dacă mi-am pierdut și ce vreau să zic, să moară Gina. Mă, ce vreau să zic? Așa, da. Când am postat poza și am postat pe Instagram, am postat pe ăsta, pe YouTube și am spus, mașina încă nu este gata. Mașina este în decurs de tuning, mașina nu este gata și va mai dura un pic până va fi proiectul finalizat. Bineînțeles că mulți au început cu gura că domne e urâtă că oare. După aia, după ce am pus pe iar poză cu ea cât de cât aproape gata, cu bulbare pe ea, cu toate alea, deja lumea s-a învelit și a recunoscut. Și mie îmi place când recunoaște un om, adică jos pe repede, mai bine să recunoști când îți place sau nu îți place ceva. Apoi și-a spus, da, ai avut dreptate că s-a schimbat cu totul după ce ai montat alea. Într-adevăr, s-a schimbat enorm de mult după ce am pus trei bări, frate, pe aia. Trei bări am pus pe aia și s-a schimbat enorm de mult. Înțelegeți voi? Batman rămâne o legendă. Da, rămâne o legendă și va rămâne și asta va fi și asta altă legendă. E vorba că e altceva, într-adevăr, cum a zis și Ionel, că e altceva, altă mâncare de pește mașina asta, frate. Deci sunt două tuning-uri diferite. Asta e tuning undeva Olanda style, ceva de genul Germania style. Iar ăla era un pic italian style, gen inoxuri și toate alea. Asta am trecut pe altceva mult mai simplu, mult mai simplist. Vom vedea, v-am zis, mulți mă întrebă dacă facem ceva la oglinzi. Vom vedea, rămâne de văzut, stagnăm un pic proiectul pentru că eu zic că e ok din toate punctele de vedere, din punctul meu de vedere și de multe ori ține și de mine. Dacă eu vreau să fac anumit lucru care mi ar conveni să placă, vorbesc cu conducerea și dacă e de obicei de acord cam tot timpul, că am venit cu idei bune și m-am implicat foarte mult în toate proiectele care le-am realizat la orice mașină, că e asta, că e altă, alții habar n-aveau să descarcă un șurub. Eu am desfăcut camion bucată cu bucată, întregul, am desfăcut șurub cu piuliță și cu cleme și cu toate alea am desfăcut, care habar n-avea să desfac un camion, un S. Altul modelul vei l-am mai desfăcut, am desfăcut două camioane din alea Eru complet și plus acum S. Înțelegeți voi? Deci muncă am depus și eu. Nu am primit totul de gata. Înțelegeți voi? Se zice, mamă, am dus mașina în garaj și o face cineva. Nu, fraților, am pierdut săptămâni. Eu sunt plătit la cursă, da? Eu sunt plătit la cursă. Dacă fac cursă, iau bani, dacă nu iau, totdeauna am fost plătit și pentru ce am stat acasă, dar nu se compară cu ce e pe cursă, să ne înțelegem. Și eu am preferat să stau acasă să-mi fac mașina, fraților, am stat acasă să am preferat să desfac cu mâna mea, să fețele de uși, tot după mașini desfăcut de mine. Și am preferat să mi le desfac ca să, când place să mă implic, când place să îmi dau interes să mi-l fac. Dacă nu îmi dădeam interesul, poate să vă spună oricine din firma asta cu care vorbiți, dacă nu, în firma asta, dacă nu-ți dai interesul și nu vede că nu ai atracție să ții mașina curată, să ai atracție să ai o mașină bună, nici nu se va da bani să investești în ea să ai o mașină bună. Dacă ești de lăsător, nici și firma e tot așa, de lăsător nu-ți dă bani să-ți o faci cum vrea mușchiul tău. Aproape cum vrea mușchiul tău, că poate unele țarcalul și eu. Înțelegeți voi?
Dacă mie îmi place, frate, și îmi dau tot interesul să... Că mulți zice, a, mă, dar ce mă, banii, da banii, da banii. Fraților, în viața asta nu contează numai banul. Sunteți nebun la capul, în viața asta nu contează numai banul. Dacă muncești, ai și bani. Nu muncești, n-ai bani. Dar nu contează toate alea, nu contează tot în ziua de astăzi cum se axează numai pe bani. Că degeaba fac eu bani, mă duc acum pe comunitate să mă la Gina, iau 2400-2500 de euro, stau într-un jung de mașină, vai de morții care a făcut laba 100 de inși în mașina aia, că vă spun pe șlau acum că m-am enervat. 100 de inși a făcut laba înaintea mea în mașina aia, putea curne spălat și a ploșnițe înăuntru, înțelegeți voi? Și vrea să fac bani, mă duc să fac bani. Și stau acolo și mă mănâncă pielea în pula mea, că mă mănâncă termitele și toate alea în mașina aia. Păi pentru ce? Plec pe bani? Pute mașinii de bani, până la urmă. Plec pe bani pentru bani? Bă, trebuie să-mi și placă, frate, că de orice meserie în viața, dacă nu-ți place un gram, 10%, 20% din ce faci tu, nu-ți place când faci orice muncă o faci tu, degeaba te duci la ea, că nu o să-ți iasă niciodată bine, o să faci numai dam pule, numai prostii. Deci pentru mine nu contează, fratelor, bani, pentru mine contează să am o mașină frumoasă, să nu mă lase pe drum că n-am terorist de firmă, dă și mie bani de bec, bă. Păi stai că n-avem bani acum de bec. Mergi tu cu el așa, să pune, cumpără tu la tine că-ți dai eu ție bani. Înțelegeți voi? Și mai vezi banii zozul. Înțelegeți voi? Sunt două lucruri diferite. Asta e percepția mea, fiecare percepția lui. Să ducă pe comunitate să stai acolo, să se ducă pe mașini de la vai de morților, junghiul de caz din ele. Dar dacă am mai trecut acum pe România, jureau oamenii care să ce, uite ce mașini frumoase au ei. Avea Iveco în pula mea cu șurubelința, cum era la arabă, băgat între cheder și geam, să nu cadă geamul jos. Mă, șurubelință, sunteți nebun la cap în 2019? Pă bune! Ce dracu, mă, hai să fii realiști, sunteți nebun la cap. Și vine și comentează la mine aici pe orice, de la că domne, că hau, că mi-au. Terminați-vă, mă, dracu, prostile, că... Aveți cale lungă până ajunge să fac ce fac eu. Până la urmă, dacă stai să o iei așa în balanță, mașina care, în funcție de mașina care o conduci, îți arată și ce caracter de om ești. Pentru că tu, dacă ai un caracter de om curat, aranjat, tu nu o să te duci să lucrezi pe o mașină vai de morție, pentru că ai și tu niște pretenții ca și om. În funcție de mașina care o conduci, atunci ai și pretențiile mai departe. Că dacă tu ești o mașină vai de morție, ca de tablă după ea, tu nu poți să ai un caracter de om cizelat, curat, spălat, cu pretenții, cu șoferie, care un cunoscător de șoferie foarte bună, sau un conducător auto, sau un șofer foarte bun. Pentru că n-ai cum. Eu dacă m-aș duce să lucrez, dacă aș pleca în firma asta, îți dau un exemplu, mâine aș pleca în firma asta, eu nu m-aș duce să lucrez pe un vai de morții de mașină. Poate să-mi dea la mie și 5.000 de euro, mă fut în ei de bani. Înțelegeți voi? Că dacă vreau să plec după bani, plecam de mult, fraților, și luam poate 3.000 de euro acum, mă duceam pe Anglia sau pe alte alea. Că mă, sunt capabil, mă duce capul, nu sunt vreun fraier. Dar pentru mine contează pasiunea, frate, și să-mi place să unde lucrez să și placă. Dacă nu-mi place, nu mai mă duc. Gat. Finish. Ați înțeles cum stă treaba, da? Deci, de multe ori în viață, mașina pe care o conduci să te caracterizeze pe tine ca om. Deci asta eu așa văd realitatea. Mașina care cu tu o conduci, starea ei, cu toate că e vai de mama, e bă, să fie curată, să fie cât de cât aranjată de tine, tu ca șofer, te să o aranjezi cât de cât. Și vreau să vă mai zic ceva. Și după aia mai intru și mai citesc din întrebările voastre, că văd că mai aveți aici întrebări și mie îmi place să discut cu voi. Îmi place să discut ca să... nu neapărat să mă dai un stambă, deci să nu credeți că eu mă dau acum spectacol, că am fost un noroc de la Dumnezeu să mi iasă în cale patronul care l-am acum și să mă angajez la el. A fost un noroc de la Dumnezeu și v-am spus de la început că pe mine nu m-a interesat banii când am venit la firma asta, m-a interesat să lucrez la firma asta. Înțelegi? Nu m-a interesat banii pe mine, cât câștig. Cum sunt alții care se duc acum, de-abia au ieșit după, a luat și carnetul și întreabă deja câți bani ia. Fații, pe mine m-a interesat să mă angajeze la firma asta, nu m-a interesat banii. Și poate să vă spună oricine din firma asta. Altă aspect care vreau să vi spun. A fost un comentariu acum vreo câteva zile, nu mai rețin numele cine mi-a scris mesajul. În fine, știți că am avut o problemă cu Batman. Problema care am avut-o cu Batman a fost cu AdBlue. Știți voi treaba cu AdBlue. Și omul probabil că nici n-a înțeles despre ce e vorba, că s-a uitat la video și s-a uitat în spatele telefonului, televizorului, abar n-am. Și v-am zis, ia uite, m-am stins lumina.
Și mai ales o vouă că am avut probleme și cu injectorul. Injectorul de AdBlue, că era înfundat. Și aici mie a început să mă dea pe mine că, domne, dacă eram un șofer adevărat, trebuia să-mi desfac eu singur injectorul, să-l cură, să toate chestiile astea. Nu faceți prostia asta vă în capul vostru, să vă apucați voi să inginerie, să vă apucați că o tobă din asta de camion de euro 6, euro 5, costă undeva la 9.000, 10.000 de euro, tot sistemul ce înăuntru acolo și n-ai vrea să belești un sistem ăla de AdBlue să te ia capul un calculator sau ceva. În primul rând la mine a fost senzorul de citește ăsta, noxele, cum vine vorba, ăla a fost dus. A fost prima oară schimbat, că din cauza asta s-a înfundat și injectorul, pentru că nu mai citea cantitatea de fum care o dă și a băga într-una, sau a băga mai puțin AdBlue și s-a înfundat automat. AdBlue, dacă îl pui pe palmă așa și lasă să usuce, se face ca făina. Și nu v-ați sfătuit să vă băgați voi să vă meșteriți pe la AdBlue-uri, că nu e ok. Că am văzut când a pus laptopul pe aia, are 100 de milioane de senzori de dracii înăuntru acolo în toba aia. Și nu v-aș sfătui să faceți chestia asta. Și de-aia vreau să spun, nu vă, ce mă pricep, fac. Nu mă apucam să fac motoare pe marginea drumului, nu mă apucam să fac motoare. Ce mă pricep, fac. Demontez la mașină ce vrea mușul tău, demontez tot după aia. Dar nu mă pot să fac motoare, să fac eu injectoare de AdBlue sau alte chestii, că nu mă bag, frate. Nu mă bag la chestia asta, că nu mai depinde de mine. În ziua de astăzi, habar n-ai ce e, trebuie să pui laptopul ca să vezi ce are mașina, nu? Și de multe ori nu găsești nici cu laptopul. Așa. Eu cred că pe gabaritul ești mai începător în domeniul ăsta. Ce părere ai? Bă, îmi place la gabarit, îmi place, chiar îmi place Norbert, chiar îmi place la gabarit, pe bune. Într-adevăr, e muncă mult mai grea. De exemplu, mâine am încărcat niște utilaje, trebuie să acoperi și cu prelată și, na, e un pic de muncă dar îmi place, să știi. E ceva ce te pune la încercare și că ai momente când, de exemplu, ai gabarit pe înălțime, pe lățime, te pune la încercare la anumite curse, știi? Îți pune capacitățile tale de a conduce la încercare. Te duce chiar la extrem de multe ori. Și trebuie să fii calm, să fii ai gândire cât mai rapidă ca să reușești să treci peste toate obstacolele, cum vine vorba. Când schimbă tahograful, băi, habar n-am, și trebuie să ajung la Scania acum la București, la garanție, să-mi facă și treaba, că nu-mi arată greutatea pe axe. V-am zis eu că am o problemă, că nu-mi arată greutatea pe axe, pe față, pe motrică, pe remorcă. Aia e problema. Înălțime, da, am avut, nu, cu un însoțitor n-am avut până acum, deși n-am avut cu însoțire până acum, chiar nu am avut. Dar înălțime am avut, da, dar înălțime am avut, dar cu însoțitor n-am avut. Probabil că într-un viitor apropiat, cine știe, poate na. Hai. Cât a costat pe jobul de pe Venom? Băi, nu știu să vă spun. Oricum a costat mai mult ca pe Batman, din ce am înțeles. Eu nu știu să vă spun suma exactă, nu. Nici nu m-am vrut să întreb, pentru că na, nu vreau să întreb mai multe, că na, e mai bine așa. Bă, trebuie să ridic un pic. Ridic un pic geamul să moară Gina. Că a început să plouă pe aici, să moară. Aoleu, sper să nu mă încarce ăștia mâine afară, să stau în ploaie să încarc. Când vine videoclipul de prezentare, băi, să ajungă acasă să-l facem. Videoclipul de prezentare, probabil că săptămâna viitoare. Probabil că săptămâna viitoare. Nu știu să vă spun, nu vă mai promit nimic, că de multe ori nu mă țin de promisiune, sunt cu capul în nori. Am și eu altele pe cap, și am și o familie, am și o probleme, am și o. Sunt multe pe care trebuie să mă înțelegeți că eu vreau să. Nu vreau să fac videouri de cu sila. Deci eu videouri pe care o să nu vreau să le fac cu sila, vreau să fac videourile să și placă, să am un hype din ăla, să vă transmit și vouă, din hype-ul meu, să vă transmit și vouă, din că deja am făcut un video să vă plictise salutare cu metrașilor, uite eu m-am dus colo, eu am făcut, e penibil, știi? Îl faci pe Venom să urle, o să-l fac pe Venom să urle când o să iasă în garanție. Baie îți oferă o parte din satisfacție, dar cea mai mare să rămâne plăcerea cu care muncești, asta îți oferă motivația de a merge înainte. Exact, Pavel. Asta e cel mai important, pentru din punctul meu de vedere și poate mulți au aceeași gândire. Unde ești? În Italia sunt pe la Tieneschio. Sunt pe la Tieneschio. Ai treaba, hai să mai dăm și noi o melodie cu Venom aici, să-i dăm și noi o Venom. Băi, frumoasă la melodia asta, să mă rogine. Ia uzi-l. Forță! Hai! Haide! Ia uzi!
We can do. Mașina lui Gini, da, s-a vândut, da. Da, s-a vândut, da. S-a vândut mașina lui Gigi. Cum se pare motorul? Știu că e nou, bun, trage, dar pe aia, băi, nu pot să compar o dată cu una cu alta, pe nici nu am furtat-o prea mult, nici n-am avut încărcătură prea grea ca să pun la treabă să vedem cum trage. Dar e foarte fâșneață, adică față de modelul care l-am avut eu înainte de 620 ăla de Batman. E foarte fâșneață, cutia de viteză, tot, cuplu trage de jos, de la 9 săturații, trage forță. Ăla era cuplu cam de la 1200 în sus începea să intre forță turbo. Asta trage de jos, de tot, de la 9 săturații, e blană. Bă, m-ați omorât cu interiorul, la mine acum am bere. Am toate halele să moară cine aute ce am aici. Bani, uite, bani, bere, transformatorul de 220, cablu de încărcare la telefon, navigația pe de acolo, o cutie de cola. Ce vreți să vă mai arăt, da? Na, ăsta e interiorul. Un prosop acolo, cea care m-am spălat cu el și l-am pus de la saus, care m-a trebuit să-l bag în geantă cu rufe. E direct de la pop, de la părinte, direct e cu colivă, cu toate alea, cu feștanie, cu să moară Gina. Acolo e o bluză, bluza mea în cui frumușel. Sus aici ce să vă mare, na, dulapurile. Aici nu este dezastru că, na, eu acum le-am scos să pot să fac live stream cu încărcătorul de 220, telefon de firmă, cu cutie de suc care trebuie să o arunc de la găsit coș de gunoi și bere. Na, astea sunt, ăsta e interior. Na, hai să vă stii și lumina ca să vedeți cum se aprinde roșu aici în cabine, na. Să vede ceva? Hai că se vede dacă e să moară Gina. Se aprinde roșu pe aici, uite. Pe la picioare, uite. Heide! Na, astea sunt... E interiorul lui Venom. V-am pus poze pe Instagram, dracu, cu el. Hai! În câți kilometri își face rodajul? Băi, cât îl protejezi mai mult la început, cu ata... Te ajută mai pe târziu, că nu apar probleme. Familia Scania V8, hashtag Venom, hashtag Venom. Nu, Batman nu o să fie vândut. Batman nu o să ducă la șofer. Dacă e de o săptămână, două, nu știu când îl va da la șofer. Abar n-am. Va merge la șofer. Batman nu va fi vândut. Aia e mascota firmei, frate. Aia rămâne șmecheria firmei. Ești nebun? Scaunele, da, sunt faine rău de tot cu... Uite, hai să vă arăt. Haide. Sunt negre, cusătură roșie. Vedeți? Descripția Venom, ăsta. Căștile mele cu luminițe să moară Gine, uite. Ce aia vorbești, mă? Ventilate, scaunele încălzite. Și inclusiv ăsta pe dreapta, eu sunt pe dreapta acum, da? Și la pe stânga la fel, la șofer eu sunt pe dreapta acum. Toate sunt ventilate, încălzite, tot și ăsta pe dreapta inclusiv. El că faci vlog de mers cu GoPro, băi, nu știu, să vedem, facem și ăla. Începem, cum dau drumul la videoclipul cu de prezentarea lui Venom, o să dăm drumul și la track vlog-ul GoPro, cu toate alea, facem treaba aici. Nu e cu 2-4, e cu unul decât, pentru că dacă facem interiorul aia, o să facem interiorul la mașină și... O să facem interiorul la mașină și n-ar avea rost să mai îmbrăcăm și patul. Dă-mi jos patul, dă-ne-am oricum jos patul. Poate schimba culoarea roșie ambientală? Nu, nu mai e roșu. Nu are mai multe culori decât roșu. Arată camionul, ce să vă arămăzitezi cu capul? Ia uite ce e afară, e noapte afară, ce camion să vă arăt? Ce sunt în... Sunt cu webcam-ul, ce să vă arăt? Vreți să vezi camionul pe afară? Aveți, de început așa aveți videouri, aveți asta, live-urile mele făcute în weekend, aveți Instagram-ul, găsiți poze acolo. Ce zic italienii despre mașină? Băi, le plac foarte mult, le-a plăcut foarte mult. Mașina, ca și extravaganță, așa, cam a rupt gura târgului acela. Era foarte extravagantă mașina, să zicem așa, extravagantă, adică
unicat, așa, cu pictură, cu toate chestiile bune și fiorul asta, așa, cam... Tot mai ne bază cât e nou e, cât de nou e ăsta, tot drag de ben mai mult te simte. Te simt. Băi, nu, să zicem așa, uite, am început să am drag și de asta, pentru că după ce am aranjat-o și pe asta, n-ai cum să nu-ți fie drag de mașina asta, pe bune. Pentru că îndată, cum să zic eu, e altceva. Când m-a întrebat cineva mai devreme, cu mașină pe el, băi, nu știu, mi se pare Bogdan că trebuie să ai BU plus EU, dacă nu mă înșel. Parcă așa mi-aduc aminte că e BU plus EU. Mă întreba cineva dacă comparația între EU care l-am avut și ESU. E altceva, frate. E altceva, e altă mașină cu totul. Perdele când le pui, o să-i luăm și perdele, o să-i luăm și perdele. Am comandat deja de la Scania perdele. Să vină negru cu, negre cu ciucurii roșii. E altceva. Confort. Confort înăuntru. Super. Deci gândește că și asta e pe perne pe față și aia era pe perne pe față. Că full perne toată și asta și aia altă. Dar sunt diferențele enorme. Asta zici că e autobuz. Să mor. Dacă simți ceva, vreo groapă, zici că plutește mașina asta. Inclusiv patul. Într-adevăr și ăla, dar... Dă nou. Dă nou patul la noua. Adică... Era cel mai, a fost cel mai de top pat, cum vine vorba, care a fost montat pe mașina aia, dar asta e altă generație, alt pat, fraților. Deci te pui, mă pun în pat la ora 11, m-am pus aseară la în pat 11, 11 și 20 ceva de genul și la 8 jumate m-am trezit. Băi, și m-am trezit așa de bine, atât de odihnit, la el altă. Dacă dormeam mai mult de 7 ore pe cuvântul meu, deci nu vorbesc în, mă dau acum în stambă, dar la aia după 7 ore de dormit, dacă dormeam mai mult de 7 ore, mă trezeam cu dureri de mijloc. Deci, pe cuvântul meu, mă trezeam cu spatele în țapăn. Dar acum, cu patul ăsta, mă dau 10 ore neîntors și n-ai nimic. Probabil că e și nou din cauza asta, habar n-am. Dar e altceva, e altă tehnologie, altă generație, altă, nu știu. E altceva. E altceva, fraților. Batman mai e, da, e la garaj. Acum o să dea la șofer. Frumoasă cabina de mane. Hai că e frumoasă cabina de man, da? E frumoasă rău? E frumoasă rău cabina de man. Zici că e rabă, drept așa. Zici că e rabă, e de bord așa, drept. Ce are genănești 500 și Mercedes 510 V8? No, Scania, frate. La confort nu bate nimeni deocamdată. Eu zic că nu bate nimeni. Nu știu, n-am mers cu Volvo, n-am mers cu Mercedes-ul ăsta nou, nu știu cum sunt, dar eu cred că Deci a fost cu mine, a fost, nu mai știu cum stai așa, un băiat care l-a luat cu mine, de abonatul ăla, mai îmi vine în cap, am un lapsus. L-a luat cu mine, de la, când am fost la eveniment la Alba Iulia, și el a venit cu cineva cu Mercedes-ul, știi? Și eu l-am luat cu mine, l-am luat, lăsat pe la Turda, pe acolo, la autostrada de Andă și mi-a zis că, deci în aia veche, deci în Batman, deci în Batman, a zis că e mai confortabil decât Mercedes-ul și eram cu Batman. Deci dacă se urca în asta, deci e diferență imensă. E vorba de altă, lucrurile, e clar, calmi când ajungi la Arad să-l văd. Da, Flavius, da. Da, Flavius, cum să nu? Te sun, te sun. Te sun, Flavius, cum să nu? De cabina XXL de la Scania, de la Volvo ce ești? Băi, mie nu-mi place bordul la Volvo, frate. Mie nu-mi place bordul la ceasurile alea. Zici că sunt, în loc să avanseze tehnologic, s-au întors tehnologic, să moară regina. Au pus, bă, mie nu-mi plac. Și butoanele alea imense, atâta, niște butoane imense, pățioare, și că sunt handicapați, drept. Da, în fine. Ce mai, eventual raba te lasă în drum când ți-e lumea mai dragă, am înțeles. Salutare, Răzvi, salut, salut. Uite și eu pe aici.
Mi-ai pus o întrebare, Daniel, eu fan Scania Maxim, mi-ai pus o întrebare dacă ce aș alege între Volvo și Scania. Tu ce alegi? Eu spun întrebarea ție, Daniel, ce alege tu între? Eu, fiind un fan înrăit Scania, nu pot să zic că Volvo, nu? Cred că trebuie să zic Volvo, că Bulangește mi-a dat și mie un tricou. Arzi iar catrână, la mașină nouă, mi-a dat și mie un tricou, o șapcă, ceva, dar mă duc eu la București, aolo, să vezi ce-i toc. Mai toc, măi, toc! Mă duc la București și că mă duce cu ea să-mi activeze cântar ce pulă mi activează mie acolo. Măi toc, îi spun, dacă nu-mi dați un tricou să moară, gen, vă fac cea mai panoramă mașină, îi spun că e cea mai... Vai de morții, mașină, Scania! Vă fac de video, dar nu vă fac pe fiecare... Da, vă fac pe fiecare video, vă scriu eu la sfârșit sau la început, vă zic Scania cea mai proastă mașină, uite știu că bag de la mine. Cea mai panoramă mașină, bag de la mine să mă arăt gine. Dacă nu-mi dați un tricou și o șapcă, vă găsește dracii. Sau o bluză, ceva. Stai să vezi ce le fac la el la Scania, mă duce să mă arăt gine. Voi mă rușine, v-am făcut reclamă în toată Europa asta, vă cunoaște toată lumea ca Scania și că toate le-a pasionat și voi rușine, mă, dați și voi un tricou, trei var familia. Le dau un mesaj la Scania și spun, bă, băieți, bă, sunt și eu. Fac și eu video pe YouTube cu Scania, v-am lăudat Scania, v-am pus tobe pe ea care sunteți nebun la cap, v-am făcut alea, v-am făcut dresarea. Zic, hai să facem un parteneriat, trimiteți și mie niște două tricouri, cinci tricouri, un șapcă, aia, trimit, fac și eu la băieți aici, giveaway, cu Scania, că sunt mulți pasionați și alea, trimiteți și mie. Deocamdată suntem implicați în alte proiecte, dar ține în cont și că vă cunoaștem și vedem în parcurs. Ardi Var Catran, a trecut un an de zile, ați mai dat un semn să dați și mie un tricou, trei var familia, conduc Scania, ultimul rând, ne-am pictat așa de l-am văzut România și nu-mi dați și mie un tricou, trei var familia. La modul și-mi cumpăr de închinea, mă, ești nebun, la după AliExpress tricouri și voi le fac cadou, fac giveaway cu ele, ești nebun la cap. Păi da, bulangiilor. Ai. Da, Batman stă acum pe dreapta, da. Dumnezeu stă pe dreapta. Până va fi luat de către un șofer. Ai. A, și mi-a mai dat cineva un mesaj. Stai să vă spun acum. Aoleu, că am avut și lumină dacă e. Stai, mă, că m-am prins, am atins aici din greșeală pe butoane, pe aici, că a curs. Bă, am făcut și o curățenie astră, iar familia. Și a curs apă pe aici când a plouat să moară gina, a curs un pic pe fața ușii, trei picături și să vezi ce dungi rămâne de la... Ai văzut cum rămâne dungile de la apă și de-aia trebuie să o șterg ulea, că e... mă enervează când văd dungile de apă, așa făcea și la aia la bete. Lăsați-vă curent Renault-ul ții, nu te pui cu Scania. Dacă este nevoie să schimbi un element de carosie, cum faci? Îl duci la pictat, păi da, că e Doamne ferește să trăiască să schimba ceva de la mașină de pictat, că e belea mare. Trebuie revopsit, de făcut, e belea mare. De ce nu a luat patronul pe venă? Șeful meu nu are treabă, frate. Șeful meu are mașina lui, care nu, interior de mii de euro, mii de euro buni chiar, interior de piele, e greu. Și lui nu-i place Scania, nu, hai că nu-i place cabina asta, nu, nu-i place cum arată. O să venim, da, cum să nu, la anul venim și la Alba Iulia, păi da. Nu pot să trimit mesaje. Ce mesaje, nu știu. Bă, fii atent aici, hai să vă spun așa, să discutăm un pic. Poate băiatul ăsta pe live eu le ce menguși și încăpușă. V-am spus că pe mine nu mă, nu, eu nu mă ascund după tine și mă doare la salam de, dacă îi convine sau nu-i convine. Eu o să vă zic lucrurile pe față și vă spun ce mesaj am primit și vă spun și despre cine e vorba. Asta să găsești mesajele imediat, vă spun aici. Bun, am găsit Cătălin Tras. Dacă e aici pe live, ai dat drag cu mine în seara asta că te fac de cacao. Pentru că nu ai o gândire foarte bună și ți-am spus-o și pe un mesaj. Dacă vrei să mă crezi bine, că nu iar bine, nici nu mă interesează cine ești și ce faci. Eu ți-o spun pe față că deja mult în voi aberați și mai bine eu le spun oamenilor pe față, că așa mi se pare normal. Că am încercat să-i explic lucrurile pe Instagram, pe mesaje și n-a vrut să înțeleagă. Dacă Cătălin Trans aici cu mine, e... La ședință cu tine să moară gine. Hai să vă spun care cum stă treaba. Fii atent aici, ce îmi dă mie mesaj. Dacă vă citesc cu lux de amănunt, ca să nu ziceți că le inventez de la mine, le citesc direct după ăsta, după WhatsApp, după Instagram. Ia uite ce îmi dă mie mesajul. Așa, așa. Ia uite ce scrie mie. Uite că nu, să nu ziceți că vă mint eu. Hai că focalizează și camera asta dacă e. Hai, trăiți armătă, ia. Aha. Uite aici. Uite, hai că se vede să moară gine.
Stai să încerc să mă mișc. A dat firma faliment cu Venom, din ce se aude, deci din ce se aude, mă. Deci la el se aude, mă, deja. Bă, dacă se vorbește de noi pe internetul ăsta, pe este tot așa, dacă se aude, deci dacă se aude, se vorbește de noi pe internetul ăsta, înseamnă că suntem și noi cineva, că automat când se discută despre un om sau despre o firmă, înseamnă că și noi cineva. Și vă citesc, mă, ca să nu, că nu pot să citesc, nu pot să văd. Scrie așa, din ce se aude, ați vândut o mașină, baie de tuning nu mai aveți, sunteți pe drumul cel bun. Bani de tuning nu mai aveți, sunteți pe drumul cel bun. Trinc. Mesaj. Și îi dau și un mesaj. Hai că ai și tu o gândire blană. Dacă se vinde o mașină 20.000 de euro și se cumpără una aproximativ, dă-te-o așa o sumă estimativă, se cumpără una de 140.000 de euro, mașina voi a vândut-o cu 20.000 de euro an, eu am niște prețuri estimative, e mai mult sau mai puțin. Dacă se vinde o mașină 20.000 de euro și se cumpără una de 140.000 de euro, asta dă firma faliment și zice, contează fiecare ban. Hai boss, la instrucție, hai boss, lasă așa că e mai bine. De la 140.000 de euro cumpărați câte o bucată de 30 de nu, de așa. De 140.000 de euro cumpărați câte o bucată de 30.000 și se făcea profit de 4 ori mai mult decât el. Auzi, gândire. Bun. Discutăm. Brrr. Mang. Deci, mai bine cumpăra firma 4 camioane de câte 30.000 decât una de 140.000. Eu am zis că poate e mai puțin mașina, am dat așa o sumă estimativă. Trinc! Bă, băiatule, băi, Cătălin Trans, trăiți ar familie. Mă, dacă tu nu ai bani, trăiți ca firmă. Eu nu, mă, eu nu, eu sunt un boschetar, sunt un amărât de șofer, vai de capul meu, ce câștig, mănânc ca aia. Ai înțeles? Eu nu sunt patron, n-am. Dar vorbesc și așa în propria experiență și de 10 ani lucrez la firma asta, nu lucrez de ieri. Zici că, mamă, la audio firma, lucrez de 10 ani. Mă, frățioare, dacă tu nu ai bani să-ți întreții o mașină, sau dacă tu nu ai gândirea să faci bani din transport, și nu ai norocul sau ai nenorocul să nu faci bani din transport, asta înseamnă, nu înseamnă că toată lumea nu are bani. Asta înseamnă, nu înseamnă că nici italienii care fac bani, fac mașini tunate, nu au bani. Asta nu înseamnă că nici noi nu avem bani de cumpărare mașini. Dacă mașina aia s-a vândut pe 20.000, înseamnă că mașina nu, firma nu dorește să aibă mai multe mașini în garaj, în parc, decât este nevoie. Pentru că noi ce facem cu 9 mașini e suficient pentru firma noastră. Nu avem 100 de mașini. Că dacă vrem să avem 100 de mașini, gândiți-vă că s-au băgat bani mulți. Mașina aia Blue Stream-ul ăla, Scania aia Blue Stream, ediția limitată, care e una singură în România și sunt 150 în lume, Blue Stream-ul ăla, a costat 114.000 de euro la momentul achiziției. Putea să cumpere două sau trei Scania mai ieftine, cu 3 ani mai vechi sau 4 ani mai vechi. Băi, dar asta e vorba de pasiune, firma asta nu se construiește numai pe bani, fraților. Firma nu e numai pe bani, firma e și pe pasiune. Firma mi-a spus așa, patronul meu mi-a spus așa, dacă pasiunea asta moare la mine, din firmă, moare, atunci și firma se închide. Ai înțeles? Deci dacă pasiunea moare, atunci moare și transportul pentru mine. Deci astea sunt două lucruri importante. El ce o parte din că știe să și le facă trebuie, nu trebuie să le spun eu sau să învețe altcineva, gen al de Cătălin Trans. Știe să-și planifice banii pentru fiecare lucru în parte, da? Știe să-și planifice banii pentru tuning, știe să-și când am spus eu că firma nu mai, trebuie să punem un pic de pauză pentru tuning, e normal, pentru că nu vrei să vii cu bani acasă, să scoți bani din buzunar într-una. Trebuie să mai scoată și mașina bani, să mai producă niște bani, ca să putem să mai investim în ea. Nu putem să băgăm, luăm mașina, dăm 140.000 de euro, mai băgăm 60.000 de euro în ea și mergem pe cu ea pe drum. Gata, mă. Ia uite cu ce merge, 200.000 de euro. Deci să bagă banii în cât un pic în tuning. Pentru că nu suntem, nu, n-am ajuns la stadiul ăla cum sunt italienii, de exemplu, care dau 170.000 de euro, 180.000 de euro pe o mașină, pun o Scania de 730 sau un 650 cu 3 axe, sau cine știe ce nebunii, și mai dă 50.000, 60.000 de euro pe exterior și interior. Că ea care bagă bani în interior, bagă 3, afară foarte scumpe, 30.000, 35.000 de euro, 40.000, un interior ca la, cum ați văzut voi în videourile mele, care le-am făcut în live-urile mele. Interiorul la alea sunt 30-40.000, alea lucrate foarte bine. Înțelegeți voi?
Dar chestia e că ei sunt pasionați, frate, e vorba de pasiune, el în loc să bage bani în femei, în mașini scumpe, deci patronul meu are un Touareg, fraților, da? Și mai are un Audi 8 care ăla merge de o dată la nu știu cât timp. Un Touareg, da? Care cu ăla își face treaba. Nu are mare Ferrari, mare șmecher ce el. E pe el interesează, pasiunea lui este, sunt camioanele, nu sunt mașinile mici. Putea să-și ia un, nu știu, ultimul rang de Q7, de Q8, Q9, Q10, Q20. Dar pentru el cel mai important e camionul. Pasiunea e pentru camionul, pentru turism. Ați înțeles voi? Mașina aia, Audi la 8, are 3 ani. Mașina are 40.000 de kilometri, dacă o avea și pe aia. Pentru că pe el nu-i interesează mașina mică pentru el decât să-și facă treaba cu el acolo până acolo. Pentru el pasiunea este sunt camioanele. Asta e cel mai important lucru. Dacă tu ai pasiune să, cum sunt alți patroni care își cumpără Lamborghini, Ferrari, asta e pasiunea lui, pentru mașinile mici. Nu-i interesează de camion, nu bagă niciun ban în el. Dar dacă la ele sunt camioanele, sunt cele mai importante, bagă bani în camioane, nu? Dar asta nu trebuie să acuzat un om. Dacă te roade de invidia, asta e altă chestie, stai în banca ta și vezi drumul tău. Da, asta nu înseamnă că a băgat firma, a dat firma faliment. Fraților, firma asta nu o să dea faliment în viața la ce gândire e greu, e greu. E greu să dai faliment, e greu. Capul de sus e greu să-l dea faliment vreodată, niciodată. Cât o fie el în mințile lui, e greu să dea faliment, n-ai cum să-l dobori. Înțelegeți voi? Și el a spus așa, pe mine nu mă interesează mai mult de 90 mașini să am în garaj, pe mine nu mă interesează mai mult de 90 mașini să am în garaj. Nu mă interesează să am 30, 50. Eu să am pe alea 90 aranjate, dichisite, să meargă pe drum, să-și facă treaba. Îți dau alt exemplu, domnul Cătălin Trans. De câte ori ai fost un reprezentant cu mașinile tale să faci un serviciu la mașină? Nu, schimburile de ulei, da, să trec, schimburile de ulei mi-l fac și acum la astea noi nu mai facem nici la astea. Schimburile de ulei le făceam la alea Euro 5 în jos. Domnul Cătălin Trans, de câte ori mai fac, de câte ori ați fost dumneavoastră în reprezentanța Iveco sau unde sunteți dumneavoastră, ce mașini aveți dumneavoastră, de câte ori ați intrat în reprezentanță cu ele să le reparați? Mă întreb și eu așa ca idee. Vă spun eu, de foarte puține ori. Noi numai reprezentanțele facem. Deci, faliment, la faliment. Nu da faliment, frate. Ai, gata, m-am calmat. Am vrut să-i dau replica omului ca să-i spun lucrurile pe față. Că v-am zis că eu sunt nebun și eu le dau lucrurile pe față. Nu stau să mă învârt după ăla că e Cătălin Trans, că e ăla. Pe mine mă doare în cur de toată lumea, frate, dacă vrea să mă asculte bine, dacă nu i-ar bine. Nu stau să dau explicații nimănui, dar vezi când te atacă așa și o ține așa lungă și nu vrea să înțeleagă unele aspecte în viața asta, care nu sunt chiar așa cum le gândește fiecare, mai vedem și în larg așa lucrurile, adevărul și au viața asta reală. Dacă vedem numai ce avem, suntem noi indoctrinați, că mamă, ia uite de unde are la să moară mama, mamă, bandă Scania, și-a cumpărat Scania de 140.000 sau cât a dat pe ea, a vândut-o pe aia veche, că nu mai avea bandă tuning, ești nebun la cap, pe cuvânt, băi, îți dai seama ce s-a vorbit ei pe formula, pe ce trecut s-a văzut, că dacă zice că s-a auzit, s-a auzit, îți dai seama că s-a auzit în altă parte. Îți dai seama, bă, ia de la Fifth Trans, vă dați seama, mă, n-a mai avut bandă tuning, fraților, și s-a dus și a vândut mașina aia. Băi, ești nebun la cap. Băi, ești nebun și dacă vrei să știi, mai vindem o mașină. Că avem una de asta degeaba. Și mai vindem una. Că nu mai avem bandă tuning, nu mai aveam bani să cumpăr tromboni la Venom. Nu mai am bani de tromboane la Venom, înțelegi? Și am vinde și Scania în altă, dă-o încolo de aici, vinde și pe aia, ca să punem tromboane la Venom, ești nebun la cap, ca să vedem cu ce se ne mișcăm pe drum. Mai vindem o Scania acum. Un 500 de la vinde și pe ăla, ca să avem bani de tromboane la Venom, ești nebun la cap, ca să... Că dăm faliment, asta este. Ai, treaba, bă, băieți, bă! Bă, și îți dai seama, face firma faliment, să moară Gina. Ne permite să ținem un R620 de, R620 de cai, din 2015. Ești nebun. Un R620 din 2015 ne permite să-l ținem în garaj, ești nebun. Gata, mă, n-are bani de motorină, de firma faliment, dacă stă în garaj degeaba, mă, ești nebun. Nu mai are bani, mă, ești nebun. Nu mai are bani de asigurări, nu mai are bani de nimic. Dă firma faliment, bă, că nu mai are bani să mai scoată pe drum, mă, nu mai are bani de motorină, sunteți nebun la cap. Ce vorbești, măi? Doamne ferești! Mă, bă, acum fac haz de necaz, fac așa o ironie, știi? La toți băieții ăștia care au invidie și roade invidie, așa. Eu nu te-am întrebat, eu sunt șofer, v-am zis. Pe mine, dacă o mulți o să vină cu dalea, bă, ce vorbești, mă, pulică frânarul, că ești șofer? Da, frate, sunt șofer și...
Am și eu dreptul să-mi apăr firma unde lucrez. Asta e chestia. Am dreptul la replică și am băieții mei lângă mine, de 130 de persoane care sunt băieții mei aici. Am dreptul la replică dacă vrea să mă asculte bine, că nu e ar bine. Ai. Gata, hai să mai citești din aia. Salutare, salut, salut Swapule, salut la toți băieți. A fost șofer patronul tău în Italia? Da, a fost șofer, pe excepțional în Italia înainte. De un claxon, n-am claxon, tată, n-am tromboane pe aia. Că n-am avut bani, auzi că n-am avut bani firma să mai cumpere tromboane, trebuie să vinde o Scania acum, să vinde o Scanie, ca să avem bani să cumpărăm tromboane, că n-avem bani de tromboane, să ne pun la cap. Ce vorbești, mă? Ai treabă. Hai să mai zic ceva, bă. Nici n-am avut bani să merg pe drum, bă, ești nebun la cap. N-am avut bani de motorină, bă, stai nebun. De săptămâna asta trebuie să vindem o Scania, ești nebun la cap. Stai așa un pic. Bă, n-am avut bani de motorină, stai nebun la cap, bă, fraților. Bă, fraților, bă. Ia uite, bă. Ia uitați-vă, mă, cât am alimentat ultima oară la garaj să moară gin. Hai, mă, poate focalizezi tu, dă-te, măta în cură. Ia uite, mă. Haide, bă. Nu se vede, mă. Nu, vă zic eu, dacă nu, dacă aveți încredere în mine, bine, dacă nu iar bine. Scrie aici 990 de litri. Avem bazin de 20.000 de litri în garaj, ești nebun la cap. Și când vine să alimentăm bazinul, când aia trebuie să o plătești, dacă să o plătești acolo 2 săptămâni, o săptămână, 3 săptămâni, când să o plăti, când vine cisterna la 3 săptămâni, trebuie să vindem o scale în garaj, când avem bani să mai plătim motorina, ești nebun la cap și vine aia și ne ia bazin cu motorina, ești nebun la cap, când avem bani. Vine câte o scale pe săptămână. Ca să avem bandă tuning, să avem bandă tromboane și de motorină, sunteți nebuni și de... Și nu mai zic când expiră toate, când expiră toate asigurările la mașini, du-te seama, 7 mașini, ori 40-50 de milioane, 300 de milioane, ești nebun? Mai vinde Moscani, ești nebun? Parcă ești că la dracu, la noi în grădină să vinde scanile, să fie fabrică de scanile, ești nebun la cap? Hai că am luat o razna rău. Arată făcut, arată parătură rău de toată seara asta, să moară gine. Da, Sime, da, e posibil, da. Bă, tromboane, ce vreau să iau la mașina asta, ca să vă spun ca idee. De ce n-am pus nici tromboane? Că poate puneam tromboane. Zi, dar nu, mie o tromboane la mașina asta, vă că eu le-am făcut toate cu cap. Le-am făcut așa, le-am văzut am privit în mare cum vine aia așezată, cum vine aia așezată la mai multe mașini. Am ales ce mi-a plăcut cel mai mult în fiecare, ca anumite aspecte. Și am ajuns la concluzia pe cabina asta, inclusiv că ai proiectoarele astea dreptunghiulare. Merge foarte bine să punem astea, tromboane, cu capătul ei unde la trombon să fie tot dreptunghiular. Pentru că dă mult mai bine decât rotunde. Înțelegeți voi? La asta, la concluzia asta am ajuns eu după ce m-am uitat, am văzut în mare până și pe acum pe la eveniment, că eu le gândesc, mă, le văd pe toate așa ușor, ușor, de nu aveți voi habar când eu le văd pe toate și le magazinez aici în cap și îmi fac așa o idee vizuală cum ar putea am așa un designer trebuie să mă fac, mă, gata, designer mă fac să moară gine. Am văzut cum ar veni și alea dreptunghiulare de cel mai bine pe cabinele astea, pentru că e o cabină pătrățoasă. Dacă privești în ansamblu mașina, nu mai e modelul vechi de airline, care era rotunjit, să pui și proiectoare rotunde, e o cabină mult mai pătrățoasă și automat să vii cu toate ornamentele, să vii cât mai colțuroase, așa, ceva de genul pe mașină. Așa le văd eu. Mă rog, pentru că nu am baterie, ne vedem la următorul live și prin comentarii. Hai, Doamne, ajută. Salutare, fan, grasul tataie. Salutare. Am zis că ai vândut motorină să stai cazat în Ghenea în Italia și să mănânci pizza aia. Bă, Marius, bă, da, bă, frățioare, bă, am vândut, bă, motorină, bă, dar nu mai motorină acum, bă, că am vândut motorină, bă. Dar nu! Că și ce am făcut să moară Gina? Stai, mă, că nu e așa, bă, Marius, bă, Marius. Am vândut ADBlue, bă, că nu mi-a ajuns la ADBlue, m-am dus la Scania în Italia, aici, la Bergamo, și mi-am făcut plinul la ADBlue, ești nebun la cap. Că n-am mai avut bandă, am vândut ADBlue ca să am bandă cazare, ești nebun la cap, am vândut 100 de litri, 90 de litri de ADBlue, că 90 de litri am făcut eu plinul la ea, la Scania, la Bergamo, și am vândut ADBlue ca să am bandă cazare, bă, ești nebun la cap, am luat și 40 de euro pe el și am mai pus eu 30 că aveam de la mine, încă 30 de euro, care mi-aveam și pentru următoarea săptămână de mâncare, de conserve, am mai pus eu 30 de euro de la mine, asta e, nu mai mănânc conserve, mănânc pâine goală fără conserve, cu miros de, nu știu, de bere, de alte alea. Să am și o bandă cazare aia, să fac și eu un duș, fraților. Dați seama, duș 70 de euro mâncate arenea. Foarte scumpă viața aici pe Italia. Mersi mult, Adrian Ionuț, mersi mult de tot.
Interiorul de la Batman este făcut și luat din Italia, nu? Că am văzut că are steagul Italiei și a Suediei. Da, este luate preșurile alea ce erau înăuntru, e luate din Italia, dar niște preșuri nu erau piele. Adică eu vă spun, frate, că nu mă ascund după ele, dar ați văzut care ați fost la evenimente, m-ați văzut cum e interior. Dar interiorul ăla a fost un vinilind de foarte bună calitate, pentru că au 7 ani, au 7 ani preșurile alea în interior și nu s-au făcut urâte și sunt crem, frate, deci sunt crem la culoare și nu s-au făcut urâte. Uite, poate să vă spună și băieții care ne-am întâlnit la evenimente cu ea sau care s-au întâlnit cu mine pe drum, să vă spună cum era interiorul la Batman, că cremul ăla foarte bun, foarte bun, de foarte bună calitate vinilinul ăla, nu era de la nașpa. N-am putut să vând motorină pentru că motorina am antifurturi la rezervoare, înțelegeți voi? Am antifurturi și cu sitele și n-am putut să scot motorina, am scos Adblue, a fost mai ușor. Gasul le zic și mie, dacă patul ăsta nou, dacă se face ca de două persoane, care la mai vechi. Da, se trage și la asta, da. Se face de două persoane, da, Adrian. Se face de două persoane, la fel și la asta, se trage, da. Dai scaunul în față și tragi patul. E culisant. Are alarmă din fabrică prin satelit? Băi, nu știu să spun, nu cred că are alarmă. Am antifurt, în schimb, să nu se urce peste mine în cabină. Sunt pe fețele de uși de fabrică montate și vine după mânere antifurturi. Foarte mișto făcute antifurturile. Și cine, dacă vrea cineva să-și comande scanner vreodată, nu știu, poate să uite vreodată la live-ul ăsta, care vreți să vă cumpărați antifurturile astea, luați-le când le comandați, pentru că după aia nu mai puteți să le mai montați, că fețele de uși din interior au o întăritură unde vin prinse antifurturile ca să nu se rupă, știi? Și nu mai puteți să le mai monteze. A mai vrut cineva să-și cumpere după aia, să-și pună pe S-ul nou, să-și monteze antifurtul original și nu mai poate, că nu are fețele de uși adecvate pentru antifurturi. Mai contează și șoferul din cabină cât e de curat. Exact. Claxon sifet turc este un claxon super fain. Ala, da, e fain și ăla, da. Iron Man ce face? Iron Man e pe la scale. Am înțeles că are probleme cu filtrul de particule la... Are probleme cu filtrul de particule. Am înțeles că e pe la scale, pe la Udine. Că n-are firma bani acum să mai cumpere și filtrul de particule, să moară gina. Nu știu ce o face. Cred că lasă mașina acolo, o vinde. O vinde, gata, că nu are bani să schimbe filtrul de particule, o vinde. Înțelegeți voi? O vinde. Dacă mai era Gigi în filmă, lua el pe Batman. Sigur îl lua el pe Batman, da. Dacă mai era Gigi în filmă, lua el pe Batman, cu siguranță. Bravo, Marian Chiriță, bravo. Spor la treabă. Mersi mult, Marius. Mersi mult de apreciere. Unde mergi mâine în cursă? Merg aici, în spatele meu, la vreo 10 metri de spatele meu, să încarc. Că sunt la firmă unde trebuie să încarc și mâine dimineața încarc. Băi, nu știu dacă pun Edi, nu știu, vom vedea. Arată până înăuntru, am arătat-o mai devreme eu înăuntru. Cine l-a luat pe Batman? Nu știu cine l-a pe Batman, nu l-a dat la nimeni, de Batman e în garaj. Mai mult ca sigur o să se scoate de DPF-ul, nu o să se scoate frate de DPF-ul, că dacă ești reprezentanță la Scania, cum se dacă se scoți de DPF-ul? La asta nu e ca la mașina mică, scoți de DPF-ul, îi scoți, bagi soft pe el și gata, la... Ala e. Nu-i scoate de DPF-ul, stai liniștit, că dacă te prinde ăștia fără DPF, te-ai mâncat. Îi schimbă filtrul de particule, asta e cât o fi, 1.500-2.000 de euro, habar n-am cât costă la camion. Da, vin de 5.20, da. Dar Gigi nu mai este în firmă? Nu mai e, nu. Unde ești? Sunt la Tieneschi, în Italia. O să vă fac și un tur de cabină, dar când o să filmez. Cu camera, nu cu webcam-ul ăsta, că se vede de căcat și internetul e praf. Ai, bun băi, cu metrașilor, eu zic că este suficient pe seara asta. Mi-a făcut mare plăcere că ați fost alături de mine, am fost și 130 de persoane, ceva de genul. Mersi mult de tot că ați fost alături de mine până la ora asta. Eu vă doresc o seară minunată. O să urmeze și trag vlog, v-am spus că o să urmeze și trag vlogul, dar să am timpul ăla și să am dispoziția necesară, că vreau să fac ceva foarte frumos cu drone, cu toate chestiile. Ne vedem data viitoare.
Poate cu tot cu un live stream sau poate cu un video direct de prezentarea lui Venom. După aia dăm, după ce facem video de prezentare a lui Venom, îi dăm forță cu track vlogurile săptămânale, cum v-am obișnuit, poate chiar două, vedem cum am timp sau vedem cum am dispoziția necesară, mai bine zis că timp se găsește, dar nu e dispoziția. Cam atât. Vă doresc o seară minunată, baftă mâine la școală, baftă mâine la serviciu care lucrați. Și cam atât. Vă doresc o seară cât mai plăcută și de încheiere așa îi dăm și noi drumul la melodia cu Venom. Că e blană, forță, blană, blană, blană. Vă doresc seară plăcută, bani. Hai, ne vedem cu bine. Pa, pa!